Ia uite, deja unul îmi cade. Bogdan, am nevoie de ajutorul tău, îmi cade Facebook-ul. Sigur, sunt aici la La buton. mine pe contul personal. Nimica, eu suntem în direct. Vă rog frumos să vă închideți microfoanele ca să nu facă microfonie, da? O să cadă încet, încet cam toate paginile, atenție. Stai că o să dau eu distribuire de pe ce o mai exista. Bun, bună seara tuturor, văd că vă adunați. Încercăm să intrăm în direct de ceva timp, însă Facebook-ul ne anulează paginile pe rând pe rând. O să vă rog frumos să distribuiți și noi înregistrăm acest live de urgență. În direct îl avem de la Suceava și cred că toată lumea știe ce s-a întâmplat la Suceava. Eu o să intru și pe TikTok, pentru că se pare că va trebui să apelăm la absolut toate posibilitățile pentru a mai putea comunica cu oamenii. Deci, încă o dată, bună seara tuturor! Suntem o parte din SOS România, o parte din unicul partid naționalist patriotic din România, suveranist. Și se vede clar că suntem unicul partid, având în vedere că suntem singurii care suntem sabotați, bătuți, reținuți, arestați, cărora nu li se permite să ne exercităm dreptul la liberă exprimare la protest. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în România secolului 21. Într-o țară care se consideră a fi democratică, ce o mai însemna democratică în aceste timpuri, nu mai știm. Într-o țară în care toți se bat cu pumnii în piept că suntem țară membră NATO și UE, unde există drepturi și libertăți fundamentale care se respectă, am văzut cum se respectă cu bâta, cu arestările, cu injuriile, cu dosare penale, cu amenințări. Distribuiți, pentru că ceea ce o să auziți în această seară, atât pe Facebook, cât și pe TikTok, la mine, și o să-i rog pe toți să distribuie acest live și pe TikTok, și pe Twitter, și pe Instagram, pe toate formele de socializare, pentru că astăzi România a demonstrat că este fascistă. Fascismul, neonazismul și dictatura aceasta neomarxistă din România au arătat că Lenin n-a murit, Stalin n-a murit, Hitler n-a murit și suntem într-o situație în care toți cei care își doresc să salveze România, să salveze poporul român și să aducă la conducerea României oameni profesioniști, iubitori de patrie, iubitori de popor, iubitori de copii, sunt efectiv distruși din fașă. Când eu v-am spus în urmă cu ceva luni că din 2024, de la 1 ianuarie, va porni măcelul împotriva unicului partid care este naționalist, patriotic și suveranist și că vor fi primele alegeri de acum, să zic, poate 80 de ani cu asasinate politice, nu m-ați crezut. Astăzi era să se întâmple primul asasinat politic din campania electorală, pentru că campania a început deja, dar cel puțin ceea ce putem să extragem ceva poate pozitiv din această întâmplare de la Suceava este că sistemul este disperat, este terifiat de frică, de spaimă, pentru că știu toți că dacă Diana Șoșoacă și echipa SOS România ajung la conducere, vor exista canale pentru canaliile și lichelele din această țară care și-au bătut joc de România, au distrus poporul român, au aruncat în bezna minții poporul român și au alungat din țară peste 10 milioane de români cărora le este interzis inclusiv
accesul la vot. Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Suceava, pentru cine nu știe, președintele organizației municipale Suceava a partidului SOS România, domnul Andrei Neșculescu, a participat ca orice cetățean împreună cu alți colegi la un meeting organizat de marele infractor al județului Suceava și al politicii românești, domnul Flutur. Flutur care o să zboare, ia-ți zborul, marș, zât de aici. Deci atenție, aceste canalii, aceste lichele s-au apucat să facă meeting împotriva extremismului. Știm foarte bine că naționaliștii, oamenii care își iubesc țara, care își iubesc poporul, sunt denumiți extremiști în mentalitatea și concepțiile analfabeților funcționali de la putere, de tip Flutur, de tip Ciolacu, de tip Ciucă, care nu fac altceva decât auzi meeting-uri împotriva extremismului, când unicul mod extremist prin care s-a acționat împotriva poporului român aparține partidelor care au condus România de 34 de ani. Astăzi, domnul Andrei Neșculescu a vrut să adreseze câteva întrebări acestui personaj mizerabil, infect, decăzut, amoral al Sucevei, cel care a făcut cele mai mari infracțiuni în acest județ, cel care este anchetat în zeci de dosare penale, cel care e baron local și și-a bătut joc de tot ceea ce înseamnă Suceava, Bucovina. Și răspunsul a fost că nu se poate. Deși meetingurile, conform art. 39, sunt libere pentru toți participanții, Flutur și-a trimis javrele din jandarmerie și este pentru a nu știu câta oară când iau poziție împotriva mizeriei fasciste din jandarmeria română. Eu când v-am spus că veți putrezi în închisoare, nu m-ați crezut. V-ați trimis nevestele pe TikTok să îmi scrie: vai, nu toți sunt așa. Atâta timp cât acceptați, toți sunteți așa, sunteți complici. Jandarmii l-au încătușat pe Andrei Neșculescu, l-au doborât la pământ, l-au bătut, i-au rupt încheieturile, i-au tăiat carnea și aproape i-au tăiat venele de la mâini pentru simplu fapt că participa la o manifestație pașnic, fără nicio amenințare. A fost dus în dubă și la arest. Totul este filmat. Am dat acest live pe toate canalele de Facebook, îl vom da și pe TikTok. Dacă așa înțeleg aceste javre ordinare de la conducerea României să facă politică, dacă așa înțeleg că este România secolului 21, în care nu avem decât ocupație a altor țări și a altor alogeni, dacă așa înțeleg cazarii care conduc România să se răzbune pe poporul român, care i-a hrănit și pe gură și pe anus, înseamnă că suntem în legitimă apărare. Și din acest moment veți avea, domnilor de la guvernare, mișcarea de care v-ați temut de 80 de ani. Mișcarea politică românească, naționalistă, patriotică, nu a murit. A mocnit și se va revărsa împotriva voastră canaliilor, lichelelor, trădătorilor de neam și țară. Dacă voi credeți că pe mine mă oprește cineva prin atacurile mârșave la adresa mea personal, a copiilor mei, a familiei mele,
a partidului SOS România și a membrilor SOS România, vă înșelați amarnic. Din ce dați în noi, din aceea ne vom răzbuna mai tare. Pentru că noi nu uităm, noi nu iertăm, noi suntem pedeapsa voastră. Deși suntem, după 48 de ore de nesom, pentru că Partidul SOS România a avut ieri, la Poiana Brașov, la Hotelul Piatra Mare, Comitetul Director și Comitetul Național, în ședință extraordinară, care a durat 12 ore, de la 6 seara până la 6 dimineața. Deși toți ne-am deplasat ulterior către domiciliile noastre, suntem mai proaspeți și mai odihniți și mai dornici de a ocupa toate funcțiile politice din această țară din care să dăm afară toți trădătorii și nemernicii care au îngenunchiat această țară. Și dacă veți încerca să ne omorâți până la ultimul, în urma noastră vor răsări alții care vă vor căsăpi. Și vă mai spun ceva. Nu vă puneți cu mine. Nu vă puneți cu femeile din România. Nu vă puneți cu românii care mocnesc în această mișcare și așteaptă momentul răzbunării și al eliberării. De aceea, din acest moment, decretez la nivel național legitima apărare. Și dau cuvântul domnului Neșculescu, președintele organizației municipale Suceava, să ne povestească ceea ce a pătimit astăzi un cetățean român care dorea să adreseze unuia din liderii interlopi ai României câteva întrebări despre felul în care a ucis Bucovina. Vă rog frumos, domnule Neșculescu. Bună seara, doamnă președinte, bună seara, stimați colegi, bună seara tuturor celor care astăzi se uită și vă uitați la noi. Da, democrația a murit în România. Libera exprimare este cu cătușele. Pur și simplu mi-au sfârtecat și carnea de pe mine, pentru că ce am vrut să fac? Să pun două întrebări. Două întrebări pe care acest baron local Flutur și Lungu au spus în presa locală și națională că m-au crescut, că mi-au dat mie nu știu ce și eu sunt extremist. Și am vrut să mă duc să-i pun acele două întrebări dacă eu sunt extremistul numărul unu în Suceava. Da, doamna președintă, sunt extremistul numărul unu pentru că sunt asistent social independent acreditat CNASR aici, da, Consiliul Național Asistenților Sociali, unic în Moldova. Cu cod caien, cu tot ce trebuie. Sunt ONG-ist, sunt un administrator de firmă, sunt un tată, sunt un cetățean plătitor de taxe și impozite. Și spre norocul lor sunt președintele filialei municipale SOS România. Un om care n-a furat de la nimeni nimic. Un om care cu demnitate și onoare am vorbit și voi vorbi. Un om care am făcut campanii pentru Suceava, pentru suceveni. Haideți la școală fără droguri, alcool sau țigară. Campanii, da, Bucovina fără gunoaie, ceea ce am făcut ca OAT-urile de pe raza județului Suceava să fie amendată și am obligat Garda de Mediu Suceava să lucreze, l-a împins Garda Națională. De aici s-a pornit războiul acesta împotriva lui Neșculescu. N-au făcut decât să se teamă și, bineînțeles, cum a spus și dumneavoastră, SOS România este singurul partid de opoziție viabil aici în România și în Suceava. N-am fost decât să stau lângă scenă, unde scenă, culmea, n-avea nici garduri, așa cum aveam pandemie, n-avea nu știu ce, dintr-o dată 20 de jandarmi pe Neșculescu, nu mai spun de poliția locală, care este în subordinea lui Lungu, au venit toți, mi-au împins copiii mei nu erau acolo prezenți, au venit, au văzut filmarea, la ceva distanță, au venit repede și ei. Dacă n-au putut să facă față unui om ca mine pentru două întrebări, oameni buni, eu vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră, ca și cetățeni, dacă mergeți în localitățile dumneavoastră sau aici în Bucovina, bucovinean fiind, sucevean fiind, om care mi-am pus amprenta în istoria acestui oraș,
din 2020, nu mai spun că sunt donator de sânge, nu mai spun că am făcut parte pentru comunitatea asta să fac bine. Am igienizat un monument istoric, l-am scos din Buruieni și culmea, fostul ministru al culturii, Bogdan Gheorghiu, pot să spun lepra acestui baron local, da? Astăzi îmi dădea cuflit. Oameni buni, nu le-am adus nicio injurie. Din domniile voastre nu i-am scos, din dumneavoastră, din oameni buni, au adus și au făcut miting pentru extremiști. Pentru ce? Cine sunt extremiști în Bucovina? Împotriva Absolut. Extremismului. În afară împotriva, de ei, dar cine sunt? Cine sunt, Andrei, cine sunt extremiștii în Bucovina, în afară de acești lideri ai baronilor locale, acești interlopi? În mintea lor, doamna președintă, este Neșculescu, singurul om pe care ei au putut să-l doboare. M-au târât, mi-au format până și, da, uitați aici, vă arăt aici, ceasul, da, este format, l-au rupt, mi-au sfâșiat hainele, am sunat la, i-am rugat, atâta timp cât m-au dus în duba jandarmeriei, 48 de minute a durat, dragii mei, să vină un echipaj al salvării. Și culmea, vorbeau pe hol și spuneau, ține-l acolo până se termină acest meeting. Mi-au dat amendă, 500 de lei, se rugau să spuneau, și aveam această baterie la mine pentru un telefon. Și le-am spus, domnule, ați fost filmat și înregistrat și am dat pe Google, s-a dus totul. Credeți-mă că s-au schimbat la față. Unul la mână mi-au pus cătușele și erau pline de sânge. Un jandarm a luat cătușele cu sânge și îi spun pe bună dreptate, domnule, eu am HIV. Ce face? S-a schimbat la față. În primul rând nu știu să colaboreze. Credeți-mă, s-au schimbat la față. Am ajuns la spital, era un om de la ora 9 la UPU. Credeți-mă, într-o oră jumătate m-au dus și la RMN, m-au dus și la raze, m-au dus și la controle, m-au dus peste tot. A venit și poliția, care pur și simplu prima dată n-a vrut să facă nimic. A doua oară m-a sunat o procuroare de la parchetul Iași, parchetul militar. Domnul Neșculescu, să vină să vă facă poze, să vină să vă facă nu știu ce. Doamna președintă, a doilea incident grav aici în Suceava, în care jandarmeria apără hoția, în care jandarmeria este pusă pe ce? Să nu apere cetățeanul. Am mai pățit cu hauriștii, la fel, când în piața singură și poliția locală n-a vrut să dea filmările să arate. Eram singur cu 6 scaune. Tot eu eram provocatorul, că am avut curajul să întreb un parlamentar despre ce vorbim. Nu mai ai voie să vorbești, nu mai ai voie să spui nimic. Dacă cu mine au făcut așa ceva, cum va face cu un cetățean simplu? Credeți-mă! Și stau și mă întreb. Copilul meu a pus o întrebare acestui baron nenorocit flutur și a spus, a, ești fata lui Neșculescu? Uitați-o, Andreea este aici. Da? Copilul meu este aici, este un adolescent de 18 ani, 17 ani jumate, face și 18 ani. Copilul meu a avut curaj să întrebe și știți ce a spus? A dat-o deoparte. Nu mai spun de poliția locală ce căuta să-l apere pe flutur. Manoliu, director adjunct, acest Doroftei, directorul poliției locale, oameni buni, ce au făcut? Mi-au pus piedică, m-au împiedicat să mă duc în duba jandarmeriei. Așa se practică? Niciodată nu s-a făcut politică în sistemul ăsta. Politica e pe dezbateri, pe soluții, pe idei. Domnilor, venim și facem. Așa se face politică? Cu bătaia, cu pumnul în gură? Eu nu voi admite așa ceva. Și cu cât mai lovit mai tare, cu atâta mă ridic și voi cerceta și voi arăta neregule din sistem. Vă garantez, domnule Flutur, da? Voi fi de luni până vineri pe capul tău acel sediul care culmea a ars și am arătat neregulile. Voi fi acolo pentru a arăta neregulile din sistem. De asta se tem. Și culmea, se tem de Neșculescu, credeți-mă. Nu le-am făcut decât să arăt adevărul. 52 de comune au luat amendă pe raza OAT-urilor pentru că le-am prins cu gunoi îngropat, doamna Diana. Făceau gropi și îngropau gunoiul. Vreau să vă anunț că în momentul ăsta mi-au șters TikTok-ul de pe telefon. Doamne ferește. Da. Încurcăm. Nu, nu ne miră. Încurcăm. Andrei, îți mulțumim în primul rând pentru ce ai făcut astăzi și, sincer, am făcut o căutare pe Google acum. Deci uite-te aici, hainele mele, da? Pline de sânge. Cred. Hainele mele pline de sânge. Stai, că copiii am reușit să revin. Am reușit să revin, stai să arăt. Da. Copiii stai. Mei, uitați arată aici. Arată hainele mele pline de sânge. Pline de sânge, da? Pline de sânge. Hainele mele pline de sânge. Copiii mă rugau, da? Îi rugau, domnilor, lăsați-l în pace pe tata. Copilul meu, fata mea, îi spunea, arestați-mă și pe mine, duceți-mă la tata. Oameni buni, n-am avut parte de dialog. Am ținut de scena aia acolo.
Și încă ceva. Ce au făcut ei? Au pus garduri ălora de la partidul extremiștilor, da? Culmea. Păi voi, fraților, ce facem? Oamenii au început să vadă și de frică. Au fost aduși cu autocare. Cine era din Suceava? S-a dus tu oameni și sunt filmările date, făcute de colegii mei. Colegii mei care sunt aici, uitați aici. Sunt aici, da? Sunt aici. Am fost sprijiniți și sunt aici. Oameni buni, ideea este următoarea. Nu mai putem să tăcem. Și eu nu am să tac. Ne-am dus de pe Esplanada, am avut o ședință la orele 12 la sediul partidului din strada Curtea Domnească, numărul 3, Suceava. Și am zis, haideți domnule să mergem. Doamna Diana, când am ieșit afară, a ieșit un soare superb, ca de obicei. Și am zis, domnule, mergem să-i punem întrebări acestui domn. Nici prin gând nu ne-a trecut vreodată ca la Suceava un lider politic, da, un președinte de partid poate să fie arestat, luat cu cătușe. În viața vieții mele n-am văzut așa ceva. Dar uite că se poate. Nu mai spun că la spital încercau să mă vaccineze, că nu știu ceva. Și le-am zis, da, nu, domnilor, atâta singurul lucru care mi-am făcut tetanus ăsta. Și au venit cu toate dispozițiile să-mi arate cum și ce facem. Oameni buni, eu unul n-am să tac și vă rog, stimați colegi, nu trebuie să tăcem. Pentru că da, cum a spus doamna Diana, viața ne va fi pusă în pericol. Aici, la Suceava, în Bucovina, acest nenorocit, pot să spun, de om, care, culmea, și-au angajat toate neamurile, în toate sistemul, să dai ordin. Și uitați-vă, este filmat și am să tai să vă arăt și să vă distribui acea filmare în care eu îi spun directorului de la Poliția Locală, dar ce? Îi spunea așa, da, este aici, lângă scenă, n-a plecat. Și spun, dar ce, te-a sunat fluturi să vadă că am plecat de aici? Nu putea să vină pe scenă. Eu eram băgat în duba jandarmeriei și a ieșit să spună Bucovina liberă! Oameni buni, Bucovina liberă de ce? De canalii. Bucovina, uitați-vă la locurile de muncă, uitați-vă la tot ce se întâmplă de la Suceava în toată țara. Și am vrut să-l întreb două lucruri care, culmea, a scris în G4, în G4 Media, am spus clar că Enesculescu este liderul extremist la Suceava. Băi, oameni buni! Lider extremist la Suceava? Eu cred că o să trebuiască să dăm în judecată toate aceste publicații de care ne-am cam săturat, astfel încât să și plătească despăgubiri. Eu vă spun că avocații SOS România deja lucrează la plângeri penale, lucrează, iar eu cu alți avocați specializați pe drept internațional vom sesiza toate autoritățile internaționale. Așa cum am sesizat și pentru cuviosul Longhin și s-a luat atitudine, avem aici alături de noi și președinta filialei SOS România, Austria, care este și președinta uneia din cele mai vechi asociații de drepturi ale omului din Europa. Și o rog frumos să ne comunice cum stăm cu stadiul și vom sesiza autoritățile internaționale. Spune Mihaela Vindișofer. Bună seara! Sigur că da. Bună seara tuturor! Ne-am sesizat și noi. Am observat și am vizionat și clipul înainte de a fi postat cu agresiunea. Da, aici este clar o cauză de agresiune. Nici nu stăm la discuție, se face dosar. Simplu. Și nu avem ce să comentăm la așa ceva. Este inuman să trântești un om fără apărare, fără niciun drept să se apere în modul cum s-au desfășurat toată acțiunea. E o mână destul de puternică acolo pe Suceava și vom descoperi cine. Îmi cer scuze că intervin. Singurul care încurcam la acest miting era Neșculescu. Neșculescu trebuia să dispară. Credeți-mă, toată presa locală n-a făcut decât să țină hangul acestui nenorocit de baron. Credeți-mă, nimeni, toți m-au făcut că sunt un extremist, sunt unul de-a lui Șoșoacă. Da, domnilor și doamnelor, mama mea este Șoșoacă. Vă spun cu sinceritate, pentru bravo că am încredere nouă și vreau. Bravo nouă absolut. Că suntem SOS România și uite pe chestia drag. Asta, solicit întregului popor român care mai are demnitate, onoare și se mai simte român, din acest moment la atac pe toate rețelele de socializare împotriva tuturor liderilor PSD și PNL. Umpleți-le paginile, umpleți toate,
toate rețelele de socializare cu mesaje anti-PSD, anti-PNL, anti-USR, anti-UDMR și atenție! Atenție, AUR, că voia să cupa cu PSD-ul și PNL-ul și e păcat de membrii de bun simț din AUR pe care acești oameni corecți îi așteptăm de urgență în SOS România. Aici aveți adevăratul partid naționalist și patriotic. Toți patrioții din AUR, veniți în SOS România așa cum vin în fiecare zi. Plecați de acolo pentru că conducerea AUR a făcut pact cu PSD-ul și PNL-ul. Deci din acest moment decretăm starea de urgență la nivel național în aceste alegeri. Intrați pe toate conturile. Făceți-i să înțeleagă că trebuie să plece și să lase România eliberată. Pentru că noi vom elibera România. Din momentul ăsta trecem și noi la atac. Nu veți mai putea să mai trăiți în liniște din cauza noastră. Nu veți mai putea să mai aveți o viață normală, exact cum voi ne-ați făcut o viață de nenorocită tuturor românilor. Suntem în legitimă apărare și în calitate de senator solicit tuturor românilor să intre în legitimă apărare. Domnul Dragomir Tomașeschi, președintele Organizației Județene Iași, fost prefect în urmă cu mulți ani de zile și a ținut în frâu toată mafia și și-a făcut nenumărate dosare penale împotriva nenorociților de la Iași, avocat, vă rog frumos, domnul Dragomir Tomașeschi, spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră acest caz și care sunt demersurile pe care le vom lua în apărarea nu numai a colegului nostru, că putea să fie oricine. Noi am luat apărarea și protestatarilor bătuți la Constanța, la Siret, la Halmeu, peste tot. Întotdeauna am fost aproape de protestatari și parcă ca un făcut, pentru că și voi v-ați întors astăzi de la Poiana Brașov, ca și mine, ca noi toți de altfel, parcă v-am și spus ieri, atenție că va fi măcel în acest an, atenție că ne vor lua la bătaie, atenție că ne vor reține, ne vor aresta, atenție că ne vor jigni, atenție că ne vor îngenunchea și încătușa mai rău ca în pandemie. Uite că asta s-a și adeverit. Domnul Tomașeschi, vă rog frumos. Din păcate s-a adeverit și vreau să spun din capul locului, după ce am văzut înregistrările cu al nostru coleg și prieten Andrei Neșculescu, am fost realmente scandalizat. Acest lucru arată încă o dată în plus panica care îi stăpânește pe cei de la putere. Mărturisesc, îl știu de mulți ani pe acest Gheorghe Flutur. Este un om ahtiat de putere și să nu uităm că face parte din și a făcut parte mereu din putere și este un om de bază al regimului Klaus Iohannis, care conduce România de aproape 10 ani. Și putem spune, fără doar și poate, că urăște românii și urăște România. Este un om care dorește să se mențină la putere cu orice preț și ar călca pe cadavre, cum de altfel a și dovedit astăzi cu domnul Andrei Neșculescu. Mai grav este că această putere nocivă românilor și României, această putere formată din PSD și PNL, care pe lângă incertitudinea vieții de zi cu zi, iată ne aduce și violență. Această putere nocivă României produce texte legale. Această putere PSD și PNL dă ordine criminale jandarmilor, care în inconștiența lor dau curs unor ordine incorrecte, unor ordine ilegale. Andrei a fost la acest protest pașnic, nu era înarmat, nu avea niciun obiect contondent asupra sa, ci a dorit să pună, ca orice cetățean de bună credință, unui reprezentant al autorităților locale, o întrebare, două sau nouă, legitime. Am văzut că făcea într-un mod corect și elegant acest lucru, însă în aroganța pe care o au
acești baroni împotriva oamenilor și au trimis gărzile pretoriene împotriva sa pentru a-l lua de acolo și au făcut-o într-un mod absolut barbar, cu urmările pe care le vedem. Cum este posibil ca în România anului 2024 un om pașnic să fie lovit în acest hal și să îi fie încălcată libertatea de exprimare, să îi fie atacată integritatea fizică? Trebuie să răspundă fără doar și poate, nu doar agresorii fizici ai domnului Neșculescu, ci și instigatorii acestora, cei care au dat aceste ordine profund ilegale, care l-au făcut pe colegul nostru să sufere. Știu că domnul Neșculescu și-a scos un certificat medico-legal și urmează a fi demarate toate plângerile și acțiunile împotriva acestor agresori pentru a răspunde odată și odată și poate se vor potoli. Dar tare mi-e frică în acest an de grație 2024 că lucrurile se vor agrava. Puterea actuală PSD și PNL este disperată. Popularitatea Dianei Șoșoacă și a partidului SOS România este într-o creștere organică și au de gând să facă absolut orice pentru a ne împiedica și în realitate pentru a împiedica pe cetățenii onești, corecți ai țării noastre, care nu mai suportă asemenea mârșăvii, asemenea hoții văzute din avion, care sunt ignorate, din păcate, de organele de urmărire penală, de parchete, poliție. Știți că am mai avut aceste discuții referitoare la părerea mea despre cine se fac culpabili pentru situația în care a ajuns țara noastră. Mulțumesc frumos, domnule avocat Dragomir Tomaseschi. Doamna Gabriela Iordăchiță, președinta Organizației Județene Galați, sociolog, profesor universitar și profesor de liceu. Doamna Iordăchiță, cum vedeți din punct de vedere, trecând peste faptul că este colegul nostru de partid, înainte de orice este cetățean român, este o ființă umană, este un om care își exercita dreptul constituțional, fundamental, dispus și garantat de către Constituția României, articolul 39, de a manifesta, și articolul 30 din Constituția României, dreptul la liberă exprimare. Puteți să-mi spuneți cum este posibil, pentru că ați urmărit și ați fost lider a multor proteste din județul Galați, ca lider al partidului SOS România în Galați, și ați avut și dumneavoastră de întâmpinat, bine, nu la nivelul acesta, dar abia aștept să mai văd o femeie bătută de către jandarmi, că până la urmă v-am mai spus și exact cum i-am zis eu lui Velicu, vreți să ne batem, ne vom bate. Deci să îndrăziți voi să puneți mâna, că am înțeles că domnul Simonis dorește să aducă în Parlamentul României niște gealați să-mi facă mie față. Păi dacă vreți bătaie, băi frate, și dacă vreți omor în Parlamentul României, vă dau până crăpați. Dați în mine, vă calc în picioare. Încercați să mă omorâți, mă voi apăra în același mod. Să nu îndrăznească vreunul să pună mâna pe mine sau să mă lovească într-un fel, că-l fac praf. În spital vă bag pe toți. Pe bune, mă amenințați, vă ameninț. Dați în mine, dau în voi. Încercați să mă omorâți, așteptați-vă la ceea ce meritați. Punct. Și așa trebuie să facă tot poporul român. Doamna Iordăchiță, sunteți sociolog. Da, ce se întâmplă, doamna profesor, în această țară în care pretindem că suntem un popor democratic, o putere democratică? Unde e democrația în România sau oare ne-am înșelat noi și democrația nu e acest lucru? Păi nu mai este democrația, asta e clar. Democrația a murit, ne-a demonstrat domnul Neșculescu Andrei. Și să știți că am fost alături de el și emoțional și cognitiv, pentru că vreau să vă spun că în primul moment l-am sunat pe domnul Bălan Silvestru și efectiv am plâns împreună, pentru că mi-am dat seama de situația oribilă care este în România. Să știți că am fost și la 2 octombrie 2022.
alături de dumneavoastră acolo pe scena aceea în care se veniseră cei de la, care sunt cu adevărat extremiștii, cei de la partidul Tinichelei, unui șef de galerie. Conducerea. Deci vreau să vă spun, am văzut cu ochii mei oameni acolo la acea, la acel meeting pe care l-ați organizat dumneavoastră, oameni cu țepușe în mânecă, da? Țepușe de lemn, ascuțite. Cu astfel de oameni, cu această mafie, luptăm noi. Și ceea ce s-a întâmplat astăzi la Suceava este o dovadă în plus că lupta noastră este cu adevărat, cu adevărat împotriva unui sistem care ne distruge. Pentru că am văzut lipsa unei minime umanități, un ordin care a fost dat împotriva domnului Neșculescu, pentru că aici e vorba de un ordin, pentru că acest om nu a făcut nimic, era total neagresiv, era un om care nu a jignit pe nimeni, pur și simplu vrea, așa cum ați spus și dumneavoastră, doamnă președinte, să-și exercite niște drepturi normale care sunt garantate de Constituția României. Articolul 30 și 39 din Constituția României. Absolut normal, cetățenesc, corect. Acești oameni ne calcă drepturile în picioare. Nu se poate să se întâmple astfel de abuzuri. Să știți și ce îmi doresc eu? Îmi doresc ca cei care s-au făcut vinovați de această mizerie să fie pedepsiți și să plătească cu vârf și îndesat, să nu se mai întâmple așa ceva în România, pentru că nu există o democrație în care să se întâmple astfel de mizerii. Asta nu este democrație. Oare nu vedem că există situații din data de 10 august, că tot PSD-ul era la putere? Ne aducem aminte? Nu mă vă mai duceți voi după fentă că vai cât voia să ne ajute pe noi Dragnea și așa mai departe, că s-au făcut niște abuzuri acolo inimaginabile. Haideți să nu mai fim, să ne mai lăsăm prostiți, că ordonanțele alea conținau inclusiv dispoziții legislative pentru a apăra infractorii din PSD și PNL. Că de-aia a ieșit lumea în stradă. Că a fost luat acel meeting de către reziși, cum sunt toate preluate până la urmă, pentru că ei aveau în spate serviciile secrete nenorocite, partea a doua. Dar ceea ce s-a întâmplat la 10 august, în momente în care doi jandarmi, atenție, au fost supuși linșajului pentru că așa era programat, pentru că se dăduse ordin ca doi jandarmi să fie omorâți ca să se poată interveni cu glonț adevărat împotriva manifestanților. Manifestanții care erau cine? Diaspora, românii din afara granițelor țării care au salvat această țară. De ce? Ca să se sature de România, să nu mai vină, să nu mai bage bani în România, să nu mai ajute pe nimeni și din ce în ce mai mulți tineri și oameni capabili să părăsească această țară pentru a fi înlocuiți de cazari și de toți nenorociții. Și uite că ne-au ocupat și suntem o colonie americană, americanii care decad din ce în ce, americani care au la acest moment peste 50% din populația americană sub pragul sărăciei. Eu n-am nevoie nici de curvăsăreala de acolo, nici de LGBT-ul lor, nici de drogurile lor, n-am nevoie de non-educația lor, de arme la purtător care se omoară, inclusiv copiii se duc și împușcă prin școli. Dacă asta e educația americană și asta e democrație, la dracu cu ea. Pur și simplu, n-avem nevoie de așa ceva. Deci, în calitate de sociolog, Gabriela Iordăchiță, cum vedeți această decădere a moralității în conducerea României? Pentru că ăsta face parte din baronii locali, din clasa politică nenorocită care conduce România de 34 de ani. Dragomir, de când este fluturul ăsta, flutură pe buzele tuturor pe acolo prin Bucovina? Senzația mea este că se află din totdeauna la conducerea Sucevei și nu doar a Sucevei, el mereu a fost în primul cerc al puterii în România și s-a comportat ca atare. Este un personaj ahtiat de putere și mai știu... Eu zic că e bolnav, nu te supăra. Este bolnav și se numește schizofrenie paranoidă. În momentul în care te crezi stăpân pe toată plantația și că toți românii sunt sclavii tăi și dispui jandarmeriei
să omoare un om nevinovat. Iar jandarmeria n-are dreptul să facă așa ceva. De aceea jandarmeria nu trebuie să mai existe. De 25 de ani ne spune. Nu vrea să plece din Suceava, provine din regiunea Silvic. De 25 de ani e flutur la conducerea Sucevei? De 25 de ani acest marș om provine acasă! Din... Marși acasă, fluture, zboară, marș! Deci, ceea ce i-au deranjat, vă spun și ceea ce i-au deranjat, am cerut prefectului de Suceava, omului Flutur pus politic, sub papucul Flutur, prefectul de Suceava, i-am cerut să dea un ordin ca mașinile cu lemn să nu iasă din Suceava, da, de la orele 20 la ora 6 dimineața. Ce mi-au spus, doamna președintă, să-mi văd de treabă? Normal, jandarmeria. Că de la ora 20 până la ora 6 dimineața se face cel mai mare furt din absolut avutul lemnos al Sucevei și de fapt al Bucovinei și al tuturor zonelor cu lemn din România. Am urmărit și eu, am sunat de nenumărate ori la 112 și mi s-a spus că, vezi, doamne, acel transport este autorizat. Iar jandarmeria apără hoția. Ăsta este adevărul. Apără hoții, apără aceste grupuri organizate infracționale. Este inadmisibil să faci așa ceva. Gabriela Iordachiță, sociologii, ce dracu e cu decăderea asta? Este o rețea. O rețea infracțională, așa cum spuneți dumneavoastră. Este o rețea de oameni care au acaparat puterea și sunt atât de bine înrădăcinați acolo, încât ei au, acum deja consideră că sunt eterni și s-au implementat în toate și au implementat tentacule în toată structura puterii și stau acolo și au impresia că pot să facă orice abuzuri împotriva unor oameni care efectiv nu vor altceva decât să le ceară socoteală pentru toate mizeriile, pentru toate infracțiunile pe care ei le fac. Da, este în situația aceasta, consider, ca sociologic, este vorba de un stat care este parazitat de o clasă superpusă, așa cum spune Eminescu, pentru că și Eminescu are o gândire sociologică foarte frumoasă și interesantă și ne folosește. Și elaborată, da, da. Elaborată, da. Dar nu vi se pare că este... nu vi se pare că acționează într-un astfel de mod extremist, tocmai pentru că sunt disperați, sunt înspăimântați de faptul că pentru prima oară după 34 de ani se poate schimba cu adevărat conducerea în România? Vreau să vă spun că până în acest moment, oameni care nu sunt ținuți în hățuri de servicii, oameni care nu sunt ținuți în hățuri nici de interese americane, nici de interese rusești, nici de interese bruxeleze, nici de interese chinezești. Să oare nu este spaimă? Să știți că e pentru prima dată când într-adevăr un partid este făcut pe niște baze sănătoase, până acum n-au existat. Au mers cu fofârlica, cu negocierea, cu hai să vedem, te pun pe tine acolo, hai vino și tu, hai să fim cu toți împreună, facem cora, dar nu a unirii, ci a frăției furtului. Hoției. Pentru, a hoției. A trebuit să le spunem oamenilor că ședințele noastre nu sunt liniștite deloc, sunt furtunoase. Și să le spunem oamenilor că pe câte laude avem, avem și critici și le suportăm. Și atenție, noi nu ne batem joc de această luptă. Și oamenii noștri se sudează ca o familie. Cine nu poate rezista la presiune, cine nu poate rezista și nu poate îndeplini toate normele care să ducă la salvarea României, pleacă singur, nici nu-i dăm noi afară, noi n-am dat pe nimeni afară până acum. Au plecat toți care n-au fost în stare să facă absolut nimic sau care la un moment dat li s-a făcut frică. Eu nu mă lupt cu sistemul. Păi n-ai ce căuta în SOS România dacă nu te lupți cu sistemul. E totul sau nimic aici. Este vorba de adevăr, de a face lucrurile cinstit și corect. Și este pentru prima dată, cred că în istoria României, eu nu cred că a mai existat o formațiune care cu adevărat s-a încercat cu România Mare, dar din păcate România Mare a fost distrusă
și pare foarte rău. A existat înaintea comunismului Gabriela Iordăchiță și acum a fost o mișcare de împotriva sistemului, într-adevăr, cu meditația transcendentală. Știm foarte bine că să vorbească de prima parte a mișcării legionare, pentru că a fost o mișcare de eliberare a poporului român. A fost o încercare. Spunem, o spun eu, nu spuneți voi, da. O spun eu ca sanator, mișcarea legionară, mișcare de eliberare a poporului român. În prima parte a ei, atenție, excepțională organizare, excepțională moralitate, excepțională acțiune, excepțională unitate și excepțională dragoste față de glie și popor. Nu s-a mai văzut de atunci așa ceva. De aceea au și dus-o în derizoriu în istoria României. Toți ar trebui să învățați și ar trebui să cumpărați cartea domnului profesor Gică Manole despre Corneliu Zelea Codreanu. Este manual pe care toți ar trebui să-l citească. Orice sistem, ca să vă exprim, dacă se poate și îmi permiteți, ca, pentru a rezista, pentru a fi într-un echilibru, orice reacție are o reacție, orice acțiune are o reacțiune. Poporul reacționează la un moment dat. Ok, îi pui pe umeri o grămadă de lucruri pe care biruri și tot felul de situații pe care să le accepte, dar la un moment dat va reacționa, pentru că dacă nu va reacționa, va intra în proces de autodistrugere. Adică va dispărea și sunt exemple foarte multe. N exemple. Au dispărut de foarte multe țări, foarte multe popoare, care imperii, s-au corect. Distrus, tocmai pentru că poporul nu a reacționat. Și nu a avut efectiv, pentru că reacția asta este o atitudine sănătoasă de vindecare a unui sistem care să ajungă din nou în echilibru. Că nu putem să fim toți buni sau toți răi, dar atunci când e prea mult rău și ajunge ca totul să fie disfuncțional, atunci sistemul se prăbușește. Ori există o reacție care să remedieze sistemul și să-l aducă din nou în echilibru. Asta este. Dar noi ne asumăm această luptă. Eu mi-am asumat. Dragi colegi, vreau să vă mai spun ceva, numai puțin, dacă se poate, da, de ce Nesculescu supără la Suceava. Și vă mai zic încă trei proiecte pe care le-am demarat din 2020 încoace. Unul din proiecte este Hai la școală fără droguri, alcool și țigară. Toate instituțiile mi-au închis ușa. N-au vrut să colaboreze. Faci tu proiect fără droguri la școală când Suceava e poarte de intrare a drogurilor în România? Am primit amenințări de la un colegiu. Toți baronii locali își iau comision, că de-aia au atâția bani. De la droguri, nenorociților care sunteți de la puterea României, că sunteți toți, ați văzut-o și pe judecătoarea aia cu trafic de droguri? Știți câți magistrați sunt implicați în mafia drogurilor? Enorm de mulți! Doamna președintă, prostituția la Suceava, și o spun din cauză și n-am vrut să aduc subiectul acesta. Eu am arestat un nenorocit, da, care a violat două fete. Un profesor la Suceava este mușamalizat, care a pipăit o fată, da? Totul se ascunde. Pedofilia. La Suceava, Neșculescu a supărat pentru că ne-a spus că sunt cluburi de prostituție pe raza municipiului și în județ. Așa e, supărat, dar nu trebuie să... Cuiburile. Este și în raportul de la Bruxelles și e și în raportul Organizației Națiunilor Unite Suceava, oraș al prostituției și al traficului de droguri. Și ultimul, care este cea mai important, da. Și credeți-ne, domnul Silvestru Rădăuț Bălan poate să confirme, la sediul nostru de la Suceava vin oameni mulți din toate comunele, se plâng toți, primarii, inclusiv președintele Consiliului Județean, au furat pământurile oamenilor. Prin acea cadastrare nenorocită. Toată lumea se plânge. Și eu, Neșculescu, m-am dus acolo, am făcut filmări. Ultima amendă pe care a primit-o o primărie a fost de 40.000 de lei, în care le-am arătat ce au făcut nereguli. Toți se ascund, totul se mușamalizează. Neșculescu este o paria. Eu trebuie să dispar la Suceava. Nu am să dispar și vă garantez că da, într-adevăr, SOS România face opoziție aici așa cum trebuie. Pentru că de asta și la asta m-am înhămat. Și vă spun cu sinceritate, n-am furat de la nimeni nimic. Am 4 copii, al 5-lea copil l-am preluat de la stat. Îl creștem, îl educăm, sunt toți educați, bursieri de merit. Și vă spun cu mâna pe inimă, eu am muncit,
tot ce am făcut, am făcut eu și soția mea și n-am să las ca cineva să îmi calce demnitatea și onoarea în picioare. Îmi voi apăra numele, îmi voi apăra demnitatea mea de om și voi fi acolo așa unde trebuie. Pentru că nu se mai poate. Am 44 de ani, plăteam aici în Suceava 1800 de euro chirie pe un spațiu comercial, alții munceau săraci în afară. Alții munceau în afară pe banii ăștia. Și tu să vii, să-mi spui mie, un om care plătesc taxe și impozite, că nu am voie să-ți pun o întrebare și să mă iei, să mă duci, să mă încătușezi, să mă arunci ca pe un gunoi și nu mai spun de comportamentul și vocabularul acestor jandarmi. Trebuia să am diploma la gât să-i arăt că sunt licențiat în științele educației, licențiat în asistență socială, masterant pe comunicare resurse umane și, dragă doamne, degeaba îi spun că sunt doctorant, că n-are rost, nu mai are. Și am fost la școală, am fost la seminare, am fost la cursul la colobii, am fost bursier de merit la Universitatea Ștefan cel Mare. Toată lumea, nimeni nu mă cunoaște, dar toți mă știu. Așa se comportă parlamentarii aceștia de Suceava, baronii ăștia locali. Și culmea, toți fug de Neșculescu de întrebări. Nu vor să stea, domnule, nu au curajul să stea tet-a-tet față în față. Și au învățat și ei ce înseamnă cuvântul aerija. Că m-au sunat mulți și mi-au spus, domnule, ce înseamnă cuvântul aerija. Căutați-l în Dex. Păi știu da. Ce e aia, Dex? Da, mulțumesc, Andrei. Domnul Cristian Stancovici, președintele Organizației Județene Constanța și vicepreședinte în birou executiv central al partidului SOS România, dumneavoastră a trăit 30 și ceva de ani în Canada, unde se considera pe vremuri, că și acum s-au cam stricat treburile pe acolo, că era totuși democrație, era libertate, erau atâtea nații adunate la un loc și totuși nu am văzut astfel de manifestări ale organelor statului de represiune asupra unor manifestanți paștici. Dumneavoastră, ca un care v-ați întors în pandemie în România, cum vedeți această situație care s-a întâmplat astăzi împotriva, evident că se raportează la campania electorală, evident că ne raportăm la alegeri, că aici ai problema, iar domnul Andrei Neșculescu e călare pe ei de ani și ani de zile, nu le covine. Cum vedeți lucrurile acestea ca un om care a trăit majoritatea vieții sale în străinătate, unde a fost respectat, unde nu a fost umilit niciodată de statul canadian? Vorbeam și de felul în care ați respectat ca antreprenor în Canada și cum niciodată nu și-au bătut joc de dumneavoastră. Cum vedeți acest lucru? Se întâmplă în politica din Canada așa ceva? Bună seara tuturor. În primul rând vreau să-i urez însănătoșire grabnică colegului și îmi cer scuze, am avut o mică răceală, de asta sunt un pic răgușit, dar Andrei, însănătoșire grabnică, te îmbrățișești pe tine și frumoasa ta familie. Mulțumesc! Am făcut, doamna președinte, am făcut o căutare pe Google după ce am văzut filmul cu ce i s-a întâmplat lui Andrei. Am făcut o căutare pe Google cu abuzurile jandarmeriei. Și ar fi foarte interesant să dedicăm niște resurse, să vedem cum s-au concretizat, pentru că sunt foarte multe, august 10 fiind la topul căutărilor. Ar fi foarte interesant să ne uităm cum se concretizează toate aceste abuzuri, sau mă rog, încercările ale justiției să aibă de-a face cu abuzurile jandarmilor. Vorbeam astăzi, se întâmplă ceva, în opinia mea, și o să vă răspund și la întrebarea cum se procedează în Canada. Dar vorbeam astăzi cu Amalia Belantoni și m-a informat că a fost căutată acasă de jandarmi, nu de poliție, rețineți, de jandarmi, ca să fie sigur că este acasă, deoarece un vecin i-a făcut o plângere. Știți că și are foarte multe probleme acolo, la ea în zonă. Eu. Și mi-am pus întrebarea, jandarmeria știm cu toții, vorbeați de istorie și apropo, cred că toți cei aflați în acest studio acum avem cartea domnului Gică Manole, de la încă de la Rânca. Și exact. Și jandarmeria a mai fost desființată în trecut și cred că ar trebui să începem să ne focusăm și pe acest lucru și mai ales pe desființarea poliției locale, care, în opinia mea, nu numai că este neprofesionalizată, dar a devenit un organ de represiune personal al primarilor. Corect. Da? Dacă ar fi să facem o comparație cu ce se întâmplă în bine, Canada... Atenție! Nu trebuie lăsați fără loc de muncă. Ei trebuie trimiși la reeducare, în primul rând.
la profesionalizare, poliția locală trebuie unită cu poliția națională, că n-ai de ce să ai două forme de poliție, nu le n-au rostul, da? Și doi la mână, absolut toți polițiștii locali și naționali, precum și jandarmii, trebuie reinstituționalizat tot Ministerul ăla de Interne și trebuie dus la reeducare, la profesionalizare, în primul rând. Până nu învață și nu știu să interpreteze Constituția României, n-au ce căuta pe străzi. Corect. E primul lucru. Corect. Pe urmă legea, că le-am explicat legea 550/2004 a jandarmeriei. Ei primul lucru pe care l-au de făcut e să apere drepturile și libertățile cetățenești. Cum le apără? Omorând? Corect. Aș dori eu să adaug ceva, dacă îmi permiteți, foarte scurt. Te rog, dragul. În acest caz avem de a face realmente cu o mafie statală și mi-amintesc că acum 2 ani vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, un domn Crețu, a fost reținut și arestat pentru o mită de 40.000 de euro. Și aș dori să-l întreb pe domnul Cristian Neșculescu ce mai știe despre acest caz și dacă ne putem gândi că al lui șef Gheorghe Flutur beneficiază de protecția unor diverse instituții care, iată, de 25 de ani l-au făcut de neatins. Și când spun acest lucru, gândindu-mă la Gheorghe Flutur, acum câteva luni, baronul de Vaslui, Buzatu, după o activitate de peste 30 de ani arhicunoscută, a fost în sfârșit prins de procurorii DNA cu o mită uriașă în portbagaj. Cum este situația acolo, Andrei? Vă pot răspunde. Mâna dreaptă acestui baron, da, Cristi Crețu, n-a pățit mai nimic. În afară de faptul că i-au luat funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, a fost angajat într-un deconcentrat undeva pe la munte să fie ozonificat omul. Da? Cu un salariu de peste 7.000 de lei. Să mai fure absolut. Și de acolo. N-a pățit nimeni nimic. Stați calm că n-a pățit nimeni nimic. L-a dus în stațiunea, cineva ceva, stați liniștit. Da. L-au dus în stațiunea montană, da, Vatra Dornei, unei cel mai curat aer din România. Acolo e cel mai bine. Nu vă mai spun de pepiniera de prin primării în care se angajează toate pipițele, toate amantele, toți libidinoșii și toți supuși. Toate prostituatele, hai, zile pe românește, prostituate intelectuale, toate amantele, prostituate sexuale și așa mai departe. Nu pot eu permite să spun așa ceva. Nu permit eu că femeie. Absolut. Doamna senator, vă spun următorul lucru. Ultimul caz la Suceava în care primarul de Suceava și-a angajat nepotul adus prin transfer pe post de arhitect șef al municipiului Suceava. Ce au putut să facă? Să taie spațiile verzi. Neșculescu a fost călare pe ei. Ce au putut să facă? Dacă vă gândiți că au tăiat un copac și acum familia Neșculescu s-a dus și a adoptat 3 copaci. Am făcut live-ul în care oamenii ăștia încurcă natura. Încurcă natura. Ce au făcut? Au scos copacul cu rădăcină, n-a existat. Îl deranja pe unul că erau niște găinațuri de la niște păsărele. Da, și-au scos copacul cu totul. Este una din nenorocirile care se întâmplă în acest oraș, în acest municipiu, în acest județ, cu Lungu, cu Flutur și toți stac. Oameni buni, toți stac. De ce? Au fost angajat pe niște posturi deconcentrate, toată lumea. Dacă stau să fac un calcul lejer, ăștia se bazează pe 9.000 de voturi. Pe 9.000 de voturi. Provin dintr-un sistem în care știu ce au făcut, unde au făcut, unde, culmea, că îi cunosc pe toți. Aici au dezavantajul că eu știu pe toți. Toți care lucrează în primării, toți care lucrează în CJ, toți care lucrează oriunde în tot sistemul ăsta deconcentrate. M-am luptat ca om, ca ONG-ist, din 2011, da, conduc Asociația NES Design Cultural Suceava, un ONG-ist transparent, total, din toate punctele de vedere. Nu le convine. Le-am spus clar, stop furtului bani, da, din banul public. Stop. Nu se mai satură oamenii ăștia. Eu, astăzi, la Suceava,
nu îi deranjam că am venit eu să-l pun. Deranjam pur și simplu cu prezența mea acolo. Toți oamenii de acolo, din comunitate, aduși cu autocarele, cu tractoarele, cu ce Doamne Dumnezeu i-a adus, nu au fost de acord cu ceea ce se întâmplă. Erau câțiva care nici nu știau de ce au ajuns acolo. Ăsta este mitingul. Ăsta este forma în care îți dă ceva, te ajută, dragă Doamne, dar tu nu-ți dai seama că ești păcălit, ești mințit, ești furat, ești manipulat. Manipularea este grosolană și, da, educația a fost pusă la pământ, doamna senator, pentru că neinvestit în educație, i-ai putut ține sub papuc. Democrația ne arată că plătim taxe, dar de fapt noi suntem acei obagi care plătim biruri. Ce a supărat cel mai tare la Suceava? Că m-am dus pe scenă, m-am urcat pe scena aia lor făcută și am spus: taxa de carbon pe apartamente, 80 de euro, da, pe un apartament cu două camere, 140 de euro un apartament cu patru camere și eu casa pe care o am peste 120 de metri pătrați trebuie să dau 2500 de lei. Oameni buni, se va întâmpla lucrul acesta. Tot stac. Tot stac. Nimeni n-a luat atitudine, râdeau. Oameni buni, totul se va întâmpla. Eu la Suceava, în plină pandemie, am scos gardurile și mi-am luat amenzi. Cum era? Neșculescu e nenorocit, Neșculescu să fie în tuburi, Neșculescu e un paria. Toți dau în mine pentru acel om care am făcut entertainment pentru Suceava, mii de copii. Și știți ce e mai mare bucuria? Și după aia las colegii să vorbească. Dragii mei, cea mai mare bucurie este astăzi când am întâlnit un tânăr care împlinește 18 ani exact pe 9 iunie. Știți ce mi-a spus? Așa mi-a spus cu toată sinceritatea: Bobo, mi-ai făcut viața cea mai frumoasă, pe tine te vom vota. Oameni buni, mii de copii care în generația 2007 până în prezent și fac 18 ani, credeți-mă, se îndreaptă către normalitate și au început să aibă tinerii curaj. Au venit în control la mine. După ce am făcut evenimentul de pe 27, au venit poliția locală, au venit toți să mă controleze, să-mi arate că eu am făcut nu știu ce bani. Oameni buni sunt. Nu vă aud. După ce am venit noi la Suceava? Da, da, absolut. Am venit, m-am trezit cu poliția locală că eu am făcut nu știu ce eveniment și am luat bani. Nu mai spunem de un tânăr din Suceava care a avut curajul să vorbească, a doua zi s-a trezit cu poliția locală, i-a închis acea unitate unde făcea și el o cafea și vindea și avea toate actele în regulă și l-au închis. I-au găsit ei motiv. Deci, cu alte cuvinte, noi plătim taxe și impozite, vrem să muncim acasă, dar dacă nu ești cu ei, ia-ți frumos tălpășița și pleacă, lor, băiatule. Da. Absolut. Mulțumesc frumos. Eu nu sunt. Am văzut dacă că vrea să ia atitudine. Două secunde. Domnul Ștefănel Marin, președintele organizației Sector 5 a partidului SOS România, care a fost la un moment dat și primar interimar când l-au arestat pe Oprescu, nu? Ați rezistat acolo vreo două luni și n-ați prea vrut să semnați. N-ați prea vrut să semnați actele lor. Cum vă... totuși, două secunde, primăria municipiului București, am fost de nenumărate ori să vezi, Doamne, când ne-au spus să venim pentru autorizare și noi le explicam că nu avem nevoie de autorizare meeting, ci doar se notifică. Cum vă poziționați față de aceste acte de violență, de extremism total al lui Flutur? Era meeting-ul lui împotriva extremismului, unde extremistul, hoțul strigă hoții. Extremistul a pus efectiv să fie omorât în bătaie un alt om. Nu, doamna. Eu o văd ca o tentativă de omor și îl rog frumos după aceea pe Lațimuț să ia atitudine, pentru că acum se ocupă de plângerea penală. Acolo a fost vorba, în primul rând, bună seara tuturor și felicitări, Andrei, și felicitări, în primul rând, copiilor tăi care te-au susținut în închipui ce este în sufletul lor, să mare mândrie să aibă un așa tată curajos. Felicitări, distinsă domnișoară, bravo! Și felicitări, continuă să faci ceea ce faci, pentru că noi toți suntem alături de tine. Vă spuneam că nu este meeting-ul lui Flutur sau meeting-ul lui PNL-ului și așa mai departe. Acolo a fost meeting-ul sistemului. Pentru că dacă regionala SRI sau direcția de informații a miliției sau direcția de informații a unor alte instituții îmi spun mie că nu-l țin în brațe pe acest baron de peste 30 de ani,
Apoi eu mă duc și plec în altă țară și mă fac casier la Mega Image, dacă o exista pe acolo. Deci să nu ne adă proști, pentru că Gheorghe Fluturi, în căsuța aia pe care el o deține pe numele unui cunoscut prieten de peste 5 hectare, vă spun că am văzut-o, în frumosul ținut în Bucovina, care Andrei, Bucovina era cunoscută imediat după Revoluție ca țara fagilor. Acum e cunoscută ca țara fluturilor, că nu mai sunt fagi acolo. Mai fluturii ar fi frumos să fie, ăia da. Sunt, da, deci, pe dar scurt, atribuții poliția locală, că vorbeați de legea jandarmeriei, să știți că și pe legea au furat tot. Da, și pe legea 155 pe 2010 a poliției locale, la primul articol, la fel specifică ca la jandarmerie, asigură, protejează liniștea și ordinea publică. Asigură pe dracu, nu asigură nimic, ei nu sunt în stare nici măcar să facă ordine într-o parcare. Poliția locală, din punctul meu de vedere, dacă nu se dorește a fi desființată, și asta ar trebui făcut un referendum la nivel național și unul foarte simplu, ca să nu fim noi cei din SUE să împărțim dreptatea și să creadă cineva că avem ceva cu instituțiile statului, care între noi fie vorba... Am dreptul nimic, să am ceva cu instituțiile statului care sunt abuzatoare. Care sunt da. Da, și sunt plătite din bani publici și mi se pare că sunt mult prea mulți criminali în funcțiile astea. Spunea cineva că jandarmeria trebuie desființată, nu reeducată. Zău, și ce faci? 10.000 sau 20.000 de oameni îi lași pe stradă? Păi nenorociți ăștia, bătăuși și criminali. Da? Dacă îi lași pe stradă fără să-i reeduci, fără să-i duci la psihoterapie, că toți au nevoie de psihoterapie, am impresia că le dau și medicamente exact ca ălora în teatrele de operațiuni unde se fac experimente pe ei, da? Știm foarte bine, experimente în Siria, experimente în Afganistan, ce dracu, că nu suntem proști. Cred că și păstora, nici nu știu ei ce beau și ce mănâncă și am impresia că se fac experimente pe jandarmi. Ăștia trebuie trecut printr-o serie de analize și de psihoterapii și apoi reeducare, pentru că nu poți să redai societății astfel de animale. Animale, pur și simplu, ăla instinct animalic. Cum o să-i tai mâna în halul ăla? Da, eu cred că acele concursuri în care se angajează, sunt convins că și alea, multe dintre ele făcute cu stângul și pe bani mulți din jandarmerie, nu au un criteriu legat de competența profesională sau de știință, de școală. Eu cred că ea după dimensiuni, doamnă. Trebuie să ai... Vreau să vă dau să ascultați ceva, fiți atenți și după aia vă rog să spuneți. Deci fiți atenți comportamentul lui Flutur față de copilul meu. Ascultați aici. Doamnă Flutur, pot să vă pun o întrebare, vă rog frumos? Da? Bună ziua, sunt Neștrescu Andreea. Da, e adevărat, da, e adevărat că tata e extremist? Am zis eu, nu? Dar să știi ceva, că nu știu eu. Nu? Dar așa apare ziar, domnul. Nu? Bine. De ce? Și-au împins, o să vede pe imagine, am pus și imaginea pe Facebook, mi-au împins copilul când a auzit că e fata lui Neșculescu. Ești bă de aici. Deci un om care nu poate să stea de vorbă... Rele tratamente un... aplicate minorului, corect, atenție, degea SPC-ul, da. Dacă e minoră, dacă nu este minoră, e minoră? E minoră. E minoră, da. Rele tratamente ani, aplicate minorului... Dar el e șeful degea SPC-ului, doamna președinte. El e șeful degea SPC-ului. Lasă. Și sesizăm la Comisia Europeană și solicităm instituirea ajutorului pentru copiii din România împotriva autorităților din România care omoară copii, îmbrâncesc copii, violează copii. Avem un partid care violează copii la școala de vară și autoritățile nu vorbesc nimic. Mai mult, reprezentanții acelui partid în urmă cu o lună și ceva au bătut o măr pe minoră pentru că și-a permis să aibă anchetă împotriva lor. Ăsta este adevărul. Ați văzut pe undeva o astfel de atitudine de reacție a autorităților? Dacă se poate, Andreea vrea să spună câteva cuvinte, dacă se poate, cu cuvintele ei. Da,
rugăm, dacă mai ales că e alături tatăl ei, poate. Bună seara! Că m-am filmat pe tata acolo frumos, au încercat să mă tragă, deci m-au tras polițiștii o grămadă, nu m-am dat de acolo. Și am încercat, am țipat că știam că dacă țip o să mă las în pace, dar nu, m-au tras, deci m-au tras de geacă cât s-a putut. Nu, nu au putut să mă dea de acolo, trebuia să-l primesc pe tata, pentru că cum l-au pus jos, nu poți nici... Doamne, am cuvinte, tremuram. A fost traumatic, a fost traumatic. Da, am văzut că era terminat. A fost traumatic pentru ei și, cu sinceritate vă spun, nici n-am știut că copiii mei ajung, da, în acea zonă, pentru că eu am plecat cu colegii mei, am plecat împreună, eu nu mi-implic copiii în astfel de evenimente. Corect. Și au venit singuri, sunt destui de mari să înțeleagă și eu cred că la 17 ani jumătate pot să înțelegi ce înseamnă democrație, ce înseamnă libertate de exprimare, ce înseamnă... Copiii înțeleg mult mai bine decât maturii ceea ce se întâmplă. Încă mai au puritate, încă mai au inocență, încă așa au un spirit pe care marea majoritate a maturilor din România l-au pierdut. Deci este pe o filmare în care copilul meu spune, legați-mă și pe mine... Uitați-vă că noi avem o națiune adormită, zici că e frumoasa din pădure adormită. Poate n-aveți chef să dormiți 100 de ani până vă vine prințul să vă pupe nu știu pe unde. Mai treziți-vă odată, că o să vă omoare toți copiii. Va omorâ copiii în pandemie, va omorâ părinții, va omorâ soțiile și bărbații. Și voi tăceți, mă? Ați ajuns neam de slugi! Cristi Stankovici, te rog frumos, spune-mi, cum se vede din punctul de vedere al unui om care a trăit în Canada toată această imagine deplorabilă din România? Nu sunt sociolog ca doamna Gabriela Iordachiță, numai că sunt un fin observator, zic eu, și în ultimii 2 ani jumate am avut niște șocuri, sincer să fiu, în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în societatea românească, dar concluzia mea clară este că aici n-a existat niciodată democrație, niciodată. Dar acum se acutizează problemele și de asta probabil autoritățile devin din ce în ce mai agresive folosindu-se de aceste... Da. Trupe de elită, le-aș numi, care lucrează... Nu sunt de elită! Nu, sunt personalizate, în sensul că sunt personalizate. De cea mai joasă speță, elita înseamnă altceva. Nu, de elită în sensul că sunt private, în sensul ăsta, de care se folosesc acest politicien pentru că simt într-adevăr și este un fenomen care se întâmplă la nivel global. Simt că le fuge pământul de sub picioare pentru prima dată în ultimii 30, aproape 40 de ani. Da. În România, a mai fost un primar la Iași care a fost arestat de poliția locală să urmărească amanta. Știu, mi-aduc aminte, am citit. Da, auziți, am trofeul lui. Că e greu, suntem mulți, nu vă mai interupeți, vă rog frumos. Am trofeul politic al lui Gheorghe Nichita la mine în birou aici. Mulțumesc, domnule Ștefăne. Scuză-mă, Cristi, îmi cer scuze. Nicio problemă. Ideea este că pentru prima dată observ, fără să vreau, evident urmăresc și ceea ce se întâmplă peste ocean. E greu să-ți lași obiceiuri pe care le-ai avut atâta timp. Și vă spun că acolo Trump va câștiga sigur, indiferent de câte piedici vor încerca să-i pună. Poporul american luptă și sunt în spatele lui și e timpul ca și europenii, în particular românii, să se alăture mișcării care în opinia mea este singura. Deci eu n-am niciun motiv, n-am trăit în România 32 de ani, am venit aici, am cunoscut mai mulți oameni politici, sincer, pentru că ieșeam împreună cu alți constanțeni la protestele din perioada pandemică când am venit eu și pentru cei care nu știu, eu am fugit din Canada, alții fugeau din România în perioada Ceaușescu, a trebuit să fug din Canada deoarece n-am vrut să mă vaccinez și era o perioadă limitată cât puteai să pleci de pe un aeroport nevaccinat de acolo. Și am participat la proteste aici și vă spun sincer, am cunoscut-o și pe Diana. Nu este sora mea, o consider o soră mai mică a mea,
Nu este nici nu suntem nici familie, deși avem un nume similar. Mă cheamă și pe mine Stankovici, dar nu, nu avem nicio legătură de familie. A fost singura persoană care mi-a inspirat încredere și dacă pot spune ceva, pentru cei care mă cunosc știu că eu nu de obicei nu laud fără motiv și știu foarte bine că nu-mi place să mint. E singura persoană în care am încredere 100% și pentru care aș băga mâna în foc, așa cum spun românii. Nu există altcineva. Nu trebuie să mulțumesc, că știi foarte bine că eu nu mint. N-aș fi stat altfel, Diana. De asta sunt aici, de asta sunt toți aici, îi cunosc. Și noi îți mulțumim ție pentru ceea ce faci. Despre acțiunile E greu să fii membru în SOS România și mai ales în conducerea SOS România. Ei știu ce am avut noi 12 ore de ieri până astăzi și cât de greu a fost, pentru că, să știți, e ca ce? Ca în trupele de elită ale armatei adevărate. Suntem o armată de apărare a țării. Iar în armată, credeți-mă, sunt foarte multe lucruri de discutat. Există forță, există răspundere, există asumare și există acțiune. Cine nu acționează se dă în spate și lasă pe ăla care acționează. Aici nu discutăm, nu ne lamentăm, nu ne chinuim și mergem mai departe, așa cum se poate. Că ne mai supărăm, că ne mai certăm, că nu știu ce, ne împăcăm că avem o cauză și mergem până la capăt. E greu, e foarte greu să fii în SOS România. Nu oricine poate să vină în SOS România. E periculos în primul rând, pentru că e vorba de o luptă împotriva unui sistem care și-a făcut rădăcini nu de 34 de ani, de peste 80 de ani. Că nici comunismul ăla nu a fost așa floare la ureche. De acolo ni se trage totul. Că doar tu ai fugit din țară, nu? Apropo de frică, aș îndemna toți românii, pentru că și mie mi s-a întâmplat la Constanța, vă dau un exemplu concret. Vreau să deschid o filială într-un oraș, n-are importanță, de mai bine nu spun, că poate lumea își dă seama despre cine vorbim. O persoană foarte serioasă care după două zile, deci bătuse în palma, după două zile m-a sunat și a spus că am fost amenințată. Deci da. Vă spun o întâmplă, tuturor. Da, ne amenință oamenii care vor să deschidă filiale. Da, așa da, vă spun concret tuturor, a celor care ne privesc. Frica nu este de la Dumnezeu. Deci apelez la simțul vostru românesc, pentru că ceea ce ne-a ținut pe noi aici peste 2000 de ani a fost limba și credința. Nu vă fie frică. Sunt o mână de oameni, la nivel global sunt o mână de oameni. Noi suntem cei mai mulți. Dacă ne unim, vom reuși. Vă garantez asta. Și dacă nu am dreptate, veniți lângă noi. Și dacă eu n-am dreptate, pierd ce vreți voi, toți cei care ne priviți. Mulțumesc mult de tot tuturor. Dacă aveți întrebări, răspund, dar aș vrea să părăsesc studioul ca să las și autora. Da, s-ar putea întâmpla aceste lucruri în Canada sau se puteau întâmpla pe vremea când tu locuiai acolo, că și acolo s-au schimbat lucrurile acum. Niciodată. Dar și vă spun, nu? Și în perioada pandemică, cât a fost acel, dacă vă aduceți aminte de mișcarea aceea a tirurile. Exact, da, a tiriștilor, da. Știu că mă sunau români de pe tiruri, da. Poliția și RCMP-ul, ei vă pot confirma și sunt imagini care dovedesc că ce spun eu acum este adevărat. Și-au făcut treaba la limita legii. Nu au încălcat legea. Deloc aproape. Au făcut un singur abuz odată când le-au confiscat unor tiriști de acolo niște lemne și niște motorină, dar le-au adus-o a doua zi înapoi, pentru că li s-a adus la cunoștință că e încălcarea legii și le-au adus înapoi oamenii. Ce s-au folosit acolo, și vă spun asta în premieră pentru toți cei care urmăriți, s-au folosit trupe ONU. Au fost inclusiv mașini, gen taburi, cu semnele ONU pe ele. Deci au fost aduși luptători străini în Canada. Străini de Canada. Numai așa... Păi, același lucru s-a întâmplat în Olanda, dacă vă aduceți aminte, când i-au bătut pe manifestanți în pandemie, erau nu trupele ONU, ci trupele, atenție, de represiune ale Uniunii Europene. Uh-huh. Exact. Este adevărat, Mihaela Vindișofer, e adevărat? Exact. Asta s-au construit în timpul pandemiei. Nici nu știm dacă vorbesc vreo limbă și cui stat aparțin. Dacă pot să intervin încă pentru două minuțele?
Am câteva aspecte aici să menționez. Deci, coincidența face că lucram la un proiect. Clar că aici e un caz unde s-a încălcat dreptul omului și dreptul la exprimare și la opinie și NNNN. Dar lucrăm la un proiect, document, diaspora dacică. Face coincidența, sub egida SOS România, clar, care sunt menționate mai multe puncte din cartea drepturilor omului și care se încearcă a se evita reeditarea în orice fel a evenimentelor din 10 august, atunci când s-a încălcat flagrant drepturile omului. Exact. Și fiind an electoral, eu prin autoritatea mea voi supraveghea de aproape să nu se încalce alte drepturi fundamentale ale omului, pentru că și dreptul la vot este un drept fundamental într-o democrație autentică. Și atunci, încercând prin acest proiect document pe diaspora dacică, încercăm să schimbăm ceva, pentru că tot sistemul românesc este compromis. Părerea noastră. Corect. Așa se vede din afară. Corect. Așa este. Așa e. Așa am e, și eu, dacă Simuț, se poate. Două secunde, Gabriela, să lăsăm și pe Glad Simuț și pe urmă o să o rog pe Ingrid Alexandrescu să ia cuvântul. Glad Simuț, domnul avocat Glad Simuț, președintele Organizației Județene Timiș a Partidului SOS România, unul dintre puținii avocați, dar buni, care a luptat în pandemie împotriva sistemului și a acestor abuzuri împotriva românilor. Glad Simuț, în acest moment te ocup de plângerea penală și de toate plângerile pe care le vom formula, bineînțeles, împreună cu toată echipa de avocați a SOS România, împotriva sistemului și pentru a-l apăra pe Andrei Neșculescu. Spune-ne, te rog frumos, opinia ta profesionistă. În primul rând vreau să-mi exprim opinia din punct de vedere laic. Azi am avut un deja vu. Din perioada pandemică, nu pot să zic pandemie, a fost o pandemie. Și am văzut niște infracțiuni săvârșite în flagrant. Respectiv, m-auziți? Da, da, te auzim. Acel baron local și-a subordonat instituțiile statului, transformându-i în proprii bodyguards gratuit. Cățelușii lui. Cățelușii, dar sunt și cățelușii care conduc bătăușii, respectiv superiorii acelor jandarmi care l-au bătut pe colegul nostru pentru că a avut o altă opinie. Ne-am transpus practic acum 50 de ani în urmă, când trebuia să pleci capul și să nu ai opinii. Trebuia să ai o gândire uniformă. Am văzut o infracțiune de abuz în serviciu din partea baronului în concurs cu infracțiunea de instigare la purtare abuzivă și o infracțiune de purtare abuzivă din partea jandarmilor. Pentru asta voi formula o plângere penală. Solicit concursul colegilor din SOS România pentru că se creează un precedent periculos. Eu aș merge și mai departe. Mie mi se pare o tentativă de omor la ce au făcut și la rezultatele pe care le are pe mâini. S-au trezit doar când au aflat că sunt filmați. Acolo a fost efectiv o tentativă de omor. Probabil dacă nu exista smartphone-ul, rezultatul era mult mai grav. Ce mă frapează este că reprezentanții parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iași nu au deschis un dosar cel puțin în rem vis-a-vis de această faptă. Îl deschidem, repete, noi. Care e problema? Se creează un precedent extrem de periculos. Ne întoarcem în bolșevism. Ai mai văzut autorități că se autosesizează în România? Nu, mi-amintesc când băteau bătrânii sau copiii că n-aveau cârpa pe bot și răspândesc răceala. Corect. Am crezut că s-a încheiat perioada nazistă din 2020-2022. Se pare că se continuă sub altă formă. Știți cum, dragi colegi? E greu să lași ciolanul. Deci fapta trebuie pedepsită. Avem destui colegi specializați în drept și vom continua toate demersurile pentru a se face dreptate colegului nostru. Mulțumim frumos, Glad.
Doamna avocat Ingrid Alexandrescu, președintele Organizației Județene Argeș a Partidului SOS România, o avocată care se luptă cu sistemul de, hai de capul meu, e cunoscută de câte ori vorbesc cu cineva din sistem, ca să zic așa, dar de ce ai luat-o pe aia? Aia tot timpul e împotriva sistemului. Păi zic, aia am și luat-o, că e împotriva sistemului. Da, Ingrid, te ascultăm. Da, apropo de sistem, nu știu, uitându-mă la jandarmi astăzi cum au, s-au năpustit practic asupra colegului meu, am avut impresia că văd practic un grup de huligani. Practic o instituție publică transformată într-un grup de huligani folosit de un baron local pentru a-l proteja. În condițiile în care acești oameni și instituția jandarmeriei este principala instituție de apărare a drepturilor și libertăților cetățeanului. Ceea ce mi se pare foarte grav și iarăși mi se pare foarte grav faptul că și la incidentul anterior, când în loc să-l protejeze pe colegul nostru, tot pe el ar fi fost în stare eventual să-l și amendeze când a fost bătut de oamenii lui Simion, dar și acum șeful jandarmeriei din Suceava nu a luat atitudine. Un lucru care mie personal mi se pare foarte grav și care îmi demonstrează că vorbim de o complicitate, de o înțelegere a lui Flutur cu conducerea jandarmeriei la nivel local și chiar și a poliției locale, dacă înțeleg că face astfel de abuzuri, de a-l proteja pe el și nu cetățeanul. Lucru care, așa cum spuneai și tu, Diana, ar fi trebuit să reprezinte o sesizare din oficiu a unui procuror militar cu privire la acest aspect, mai ales că a și fost mediatizat și primul și al doilea incident. Iată că avem un concurs al acestor fapte de huliganism, să zic așa, săvârșite de către jandarmeria din Suceava, vis-a-vis de care nici conducerea jandarmeriei și nici un procuror militar, dar nici măcar prefectul, în calitate de reprezentant al guvernului în teritoriu, nu ia atitudine. N-are cum, că este omul lui Flutur, prefectul, n-are exact cum să ia atitudine. Exact. E un grup infracțional organizat acolo exact care conduce Suceava. La nivel local, da. Ceea ce înseamnă că practic vor să instituie ca un fel de dictatură, să instaureze teama în rândul cetățenilor, pentru că este evident că se tem. Și de ce se tem? Că vor pierde puterea. Asta este părerea mea și sunt efectiv șocată. Nu-mi vine să cred că poți să dai de pământ cu un om doar pentru că se apropie de scenă ca să pună două întrebări reprezentantului Consiliului Județean, iar atunci când a fost lovit și bătut și atacat cu pumni și picioare, nu ai luat niciun fel de atitudine. Adică, practic, jandarmeria aplică legea invers. De fapt, nu o aplică. Sunt șocată de acest lucru și eu cred că trebuie luate măsuri pentru că altfel se constituie un precedent grav și vom vedea în fiecare județ o astfel de atitudine din partea jandarmeriei. Corect. Mulțumesc din suflet, Ingrid. Ciprian Geapana. Doamna președinte, nu mai puțin. Stai un pic. Salut. Ciprian Geapana, domnul avocat, un om care a lucrat înainte în sistem, dar împotriva sistemului, din interiorul sistemului, știe foarte bine ce înseamnă anchetele. N-am să spun instituția, dacă vrea o spune el. Este președintele Organizației Județene Sibiu a Partidului SOS România. Ciprian, te ascultăm. Cum vezi toată problema asta? Bună seara, nu este niciun secret. Am lucrat în combaterea crimei organizate 25 de ani. Da. Nu intrăm în amănunte. Pentru cine cunoaște ceea ce înseamnă sistemul, datele sunt și publice, de la declarația de avere și interese până la date publice, oricine se poate interesa și verifica. Vorbind despre speța din seara aceasta, eu merg un pic mai departe, spun că este vorba de o comandă politică, spun că intervenția pe fond a jandarmeriei este vădit disproporționată, pentru că obligatoriu la o intervenție, indiferent care ar fi fost forțele cu care ei intrau în acțiune, trebuie întotdeauna intervenția să fie proporționată cu atacul. Nu vorbim din partea colonului nostru de niciun atac. Practic, se vede că este maltratat.
cum spunea și colegul meu, domnul Glațimuț, dacă nu exista smartphone-ul, cel mai probabil ne aflăm în situația deschisă de dumneavoastră, puteam vorbi acum poate de colegul nostru la trecut. Ne bucurăm că este numai atât, suntem alături de el, vom depune toate eforturile să demonstrăm cât mai rapid că acest infractor trebuie să stea după gratis și să-l împiedicăm să mai intre în alegeri conform legii, atât el cât și acoliții lui. Deci vom acționa de urgență și cerem organelor de urmărire penale să-și facă datoria dacă deja se află în abatere, pentru că vorbim de autosesizare în acest caz și până la ora aceasta trebuia să avem o sesizare a procurorului militar pe competență. Neavând această sesizare, cu siguranță mâine colegul nostru va depune sesizarea penală, îl vom susține toți avocații din interior, pro bono, colegul nostru va fi apărat și suntem alături de tine, Andrei. Andrei, și unul dintre noi, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și trebuie să fim toți uniți, toți ca unul. Doamne ajută! Doamne ajută! Te rog frumos, Andrei, atunci când aceste brute nenorocite din jandarmerie te-au bruscat, te-au bătut, oamenii, românii noștri, frații noștri, ce au făcut? Sincer vă spun, cei care au fost acolo aduși la miting forțat, credeți-mă, i-au aplaudat. Pe cine? I-au aplaudat. Pe jandarmi. Nu pot pe să jandarmi. Cred. În halul ăsta a decăzut românul să aplaude un act de violență al jandarmilor? Au fost și huiduieli, dar nu știu cine și pentru cine, dar în special... Știți că asta se numește complicitate și ar trebui să fie puțin băgați la pușcărie, așa, ca data viitoare să apere un om? Deci primarii care și-au adus oamenii din comune i-au pus aplaude. Și vreau să-i mulțumesc doamnei avocat Ingrid Alexandrescu, dacă m-ați sprijinit în prima plângere să o fac la parchetul general, am depus acea plângere, am trimis-o și vreau să vă spun următorul lucru. Deci poliția putea să facă publice imagini, poliția locală, și am făcut scris. N-au vrut să dea imaginile, să vadă toată presa ceea ce s-a întâmplat în primul incident la Suceava. Deci cine-i complice aici? Pe cine apără? Cum apără? Pe nu mai înțeleg nimic. Nu trebuia să ne apere integritatea noastră, persoanele, oameni buni. Până la urmă, suntem măcelăriți pentru că avem dreptul la libera exprimare, că avem voie, n-avem voie să vorbim. Ce facem? Eu am stat pur și simplu, dacă observați pe filmare, au venit 20 de jandari pe Neșculescu. 20! Nu 1, 2, 3, 20! E pe măsura valorii, e pe măsura valorii tale? Da. M-am ținut de acea scenă și dacă vedeți pe scenă, am luat scena pe sus. Deci mă trăceau și m-au tras oameni buni. 20 de jandari. Nu mai spun că un polițist local mi-a dat la picioare, se vede pe filmare, un polițist local să mă lovească ca să mă pună la pământ. Ce căuta poliția locală acolo? De când poliția locală atacă cetățenii? Cum? Poliția locală care este sub papucul lui Lungu. Și eu am făcut cerere, de asta s-au supărat pe mine, am făcut cerere ca poliția locală să nu mai fie sub competența primarului, să fie sub competența CLE-ului, a Consiliului Local. Și vă dați seama, da, Neșculescu supără la Suceava, dar vă garantez că nu tac. M-au amendat cu 70 de milioane până acum, le-am câștigat pe toate, nu-i nicio problemă, dar e timpul meu. Și credeți-mă că nici nu știu cum să mai fac. Dom'le, să le mai spui la ăștia, să nu le mai spui. I-am educat să pună timpii, da, la parcare. I-am educat să facă orarul instituțiilor publice. I-am educat să vină la serviciu, pentru că ei încep programul la 8 și la 16, dar el vine de la 9:30 și pleacă la 1. Clar că Nesculescu este un paria pentru ei. Și au dezavantajul că îi cunosc pe toți. Toate de concentratele în Suceava, toți angajații, că sunt 1000 la fiecare instituție, pe toți îi cunosc. Ăsta e dezavantajul lor. Suceava o fi un oraș mai mare. Aia o comună mică și sub fluturi, vă spun cu mâna pe inimă, totul, Suceava este în ultimul rând, da, și la salarii și la tot ce înseamnă dezvoltare. Pentru că totul este o manipulare, o hoție. Munții Bucovinei doar în față îi vedeți, dragii mei. În spate era totul. E terminat. Totul. Au distrus totul. Ce au făcut?
manipulare. I-au dat la unul nu știu ce, i-au dat la unul altceva și toți tac. Eu așa ceva nu mai pot să, nu am să accept. Ci cu riscul de a fi înjurat, persiflat, atacat, le-am arătat acest lucru. Și credeți-mă, am primit astăzi la mesaje oamenii și ce îmi spuneau, n-am crezut că la Suceava se poate întâmpla așa ceva. Gata, e, era cu fluturi, nu, era PNL, PSD, PMP, UDMR, ce mai fi, la Suceava vă garantez că se termină. Singurul partid de opoziție, într-adevăr, a fost și este SOS România. De când liderul aici la Suceava se temă ăștia și nu mai spun. Oameni buni, așa se întâmplă. Doamna președintă, vorbim de politică. Un om politic, da, să spunem aici la Suceava și mă cunosc, cum așa, așa se întâmplă? Unde mai este dezbaterea aia? Și cel mai grav este că domnul bărbat Flutur a spus în presă, aștept toți sucevenii. Toți sucevenii aștept la acest meeting. Nu mai spun că presa locală mi-a făcut invitație și spune, l-așteptăm și pe Neșculescu Andrei să vină să spună opinia. Păi frate, m-a invitat, mi-a spus în presă. Eu la invitația domniei tale am ajuns acolo, nenorocitule. La invitația ta. Și tu ce ai făcut? Te-ai ascuns? Ai stat în spatele primarilor, în spatele căpușaților? Despre asta vorbim. M-am săturat de acești analfabet funcționant de retard, cum le spun eu, retard din punct de vedere politic. S-au supărat pe mine. Să fie sănătoși. Un polițist local m-a amendat că am spus pe filmarea de pe Facebook, am primit acasă, deci ei mă urmăresc pe Facebook și am primit amendă că am zis analfabet funcțional, am făcut poliția flocală. Eu așa le-am spus, poliția flocală. Păi fraților, ce să le fac la ăștia? Să vedeți ce oameni sunt. El lucrează la poliția locală, doamna lucrează în primărie. Ea lucrează la poliția locală, bărbatul lucrează la CJ. Ăsta e sistemul. Ăsta e caracatiță, manipulare, corupție. Și culmea. Au niște burdihane, stau frumos, vin la servici când vor și iau salarii. Plătite de cine? De noi contribuabili, de noi oamenii cinstiți, corecți, ăștia care vrem să stăm în țară. Ultima vorbă vreau să vă spun, vorba unui primar de Suceava. Știți ce a spus doamna senator? A fost întrebat de ce și-a angajat nepotul la primărie, în primărie. Știți ce ne-a spus tuturor? Da, ce vrei să plece în Germania dacă e nepotul meu? Nu mă retardure, las că plecăm noi. Ăsta e. Despre asta vorbim. Să pună mâna pe carte și să fie, să-și câștige jobul pe merit. Mulțumesc. Cristian Stancu, că vrei să vorbești, să mai spui ceva. Cristi Stancu. Diana. Două secunde, Glad. Cristi Stancu. Mi se termină bateria, de aia am intervenit. Da. Pune-l la încărcat, că și eu am firul de încărcat. Cristi Stancovici, mai vrei să spui ceva? Spune. Nu, îl ascultam pe Andrei și, sincer, Andrei, cred că sunteți de acord toți cu mine. Aceleași povești le avem în fiecare județ. Deci Constanța este la fel, este secătuită. Dar ai făcut o groază de proteste în Constanța, în nenumărate plângeri penale. Și plângeri penale, într-adevăr, avem aici un grup de juriști care sunt fanfabuloși. Florin Nistor, exact. Florin Nistor este lider. Da, este un tip fantastic. Ne ajută foarte mult și dar vă spun, trebuie să luăm atitudine, avem o șansă. Florin Nistor, acum cu protestele fermierilor și transportatorilor, mi-a povestit că era terminat de oboseală, a făcut peste 100 de plângeri penale în câteva zile. Știți ce înseamnă plângeri penale? Păi lucrăm la o plângere penală, lucrez și o săptămână. El a fost nevoit într-o săptămână să dea gata peste 100 de plângeri penale, pentru că la fiecare trebuie să te raportezi la situația ta, sa specială și specifică și să poți să găsești motivele raportate la fiecare. Deci groaznic. Și acum este serialul numărul 2, practic, sau episodul 2. Le-au venit amenziile de la jandarmerie. Da, jandarmii practic îi urmăresc pe acești copii care, mă rog, teribili, îi numesc eu fabuloși, care au avut sângele în instalație să iasă să protesteze. Da, fantastici știu. Tineri. Fantastici. Doamne, și ce maturitate, ce judecată. Uite, exact cum e și fetița domnului Andrei Neșculescu. Fraților, are avem niște viitor. Copii
fantastici, fabuloși, i-am cunoscut, deci sunt de o maturitate și de o verticalitate și de un patriotism. Vă pup, iubiții mei. Deci fantastici, fantastici. Vă pup, vă iubesc. Deci oameni minunați, cu copii minunați, educați într-un spirit naționalist, patriotic. Bravo, nu știu, felicitări, Andrei. Asta este, știi că va trebui să o ducem până la capăt așa, până la sfârșitul lor, pentru că nu avem altă soluție. Da, Cristi, mai continui să-i dau cuvântul și lui Glad, că îi se termină bateria. Glad, te rog, Glad. Hai că tu mai stai, mai ai timp. Glad, te auzim. Da, acum, ascultându-mi pe colegul Giapana, mi-am amintit, sper să nu mă înșel, este colega Ingrid în direct. Din câte știu, o infracțiune de purtare abuzivă se cercetează din oficiu, nu este necesară plângerea prealabilă. Au trecut ceva ore de când s-a întâmplat incidentul și nu se întâmplă nimic. Eu nu trebuie să depun plângere penală când cercetarea se face din oficiu. Doi la mână. Hai să facem o retrospecție vis-a-vis de tine. Mai ții minte când mergeai să-i informezi în locul eroilor? Domne, voi spuneți celor pe care îi înțepați de efectele secundare? Diana Șoșoacă, extremista, săvârșește infracțiunea de împiedicarea de răspândirii bolilor. Zădărnicirea combaterii bolilor. Am 13 dosare penale de zădărnicirea combaterii bolilor. Pentru că am salvat nenumărați oameni și copii de la vaccinare. Exact, da. Ca să vezi cum se aplică legea. Și mai ultimă chestie și cu asta închei. Vă amintiți că Suceava a fost carantinată și răscarantinată? Degeaba, nu aveau nici raportările internet? Erau false. Fluturi! Exact. Da, da, omul obedient. Și Suceava este printre orașele înscrise pe proiectul orașului de 15 minute. O să le dea ălora care aplaudă, o să le dea ălora care aplaudă bătaia lui Neșculescu, să le dea oraș de 15 minute până o să le iasă pe nas, că își merită soarta ăștia, cu tot respectul. Dar ce? Da. Dar de ce să o pățească cei care nu merită soarta asta? Asta e problema. Da. Deci uitați ce scrie cineva de bună credință. Da? Într-o demonstrație de neîncredere și frustrare, bucovenenii au transformat mitingul electoral al lui Flutur într-un veritabil tribunal public. Oamenii, după ce am plecat și că au început, da, să, mai puțin de peste 100 de persoane, au subliniat nemulțumirea profundă a românilor față de politicile PNL, în special mitingul cu Flutur. Critica și-a plecat domnul de pe scenă. N-a mai stat. A fugit. Bucovinenii, cu amărăciune și dezamăgire în glas, l-au întrebat pe Flutur despre pădurile vândute la Ustrești, despre sărăcia care a determinat pe jumătate dintre ei să-și caute un loc de muncă departe de casă și despre promisiunile nerealizate. Dragii mei, nu adu-mi, te rog, diploma de licență. Diploma mea de licență pe asistență socială este abuzul emoțional, da, asupra copiilor cu părinți plecați în străinătate. O carte scrisă unde am fost în toate comunele, doamna președintă. Da? Aceasta este lucrarea mea de licență, care am scris despre... Stai să arăt și pe TikTok. Stai așa, mai arată o dată. Mulțumesc. Despre problemele cu copiii a căror părinți au plecat în străinătate, durerea lor, și au făcut, oamenii au trimis bani acasă să le cumpere copiilor dulciuri, să le cumpere copiilor papuci, și au pierdut ani acolo când trebuiau să stea cu copiilor. Credeți-mă că toți oamenii aceștia au venit și mi-au spus: domnule Neșculescu, nu se poate, nu se mai poate. Comune întregi în care oamenii s-au săturat. Și cine a ridicat Suceava? Miliarde de euro trimise pe durerea oamenilor, pe diasporă plecată în afară. Așa s-a ridicat, doamna președintă, Suceava. Suceava este în colaps economic, Suceava este în colaps, este într-un praf murdar total. Și dacă ai curajul să le spui în fața acestor baroni, trebuie să ai copci la mână. Mai aveam puțin și cei de la Salvare îmi spuneau: domnule Șimescu, dacă vă închideau mai tare, îmi tăiau vena. Și ce făceau? Cârgea sângele pe jos. Mi se pare că ai fost cusut acolo, nu? Ți-au pus, da, am pus, am aici, am copci aici, am copci. Am văzut, și pe Facebook, da. Am pus pozele. Am trimis. Pe așa trebuie să ai copci. Dacă nu taci din gură, ori ești în copcă, ori ești cu copcă.
Doina Amarandei, da. Doamna profesor de muzică Doina Amarandei, președinta Organizației Județene Botoșani. Doamna Amarandei, doamna profesor, cum vedeți dumneavoastră, ca și cadru didactic, ceea ce se întâmplă? Ce educație au jandarmii ăștia? E clar că muzică n-au ascultat și n-au studiat. Să știți că n-au nicio educație, mai ales când am observat că n-au avut niciun pic de resentiment de fata lui domnul Neșculescu, care țipa și care tremura. Deci, vă dați seama, era sub orice critică. Deci, fata intra să... era speriată peste măsură. Deci, putea să se gândească, băi, stai așa că ești copilul ăla de față. Cum Dumnezeu... Dar nici n-au voie să acționeze. N-au voie să acționeze în acest mod atunci când este un copil de față, mai ales minor. Nu au dreptul. Corect. În primul rând, primul lucru pe care trebuiau să-l facă erau să se prezinte, să îi aducă la cunoștință ce lege a încălcat, care sunt faptele pentru care este acuzat. Apoi, dacă s-a constatat cumva tentativă sau săvârșirea unei fapte infracționale sau de natură contencioasă, să legitimeze, dacă era periculos să-l scoată ușor din rândul protestatarilor fără să aducă atingere manifestației, fără să creeze o situație de abuz psihoemoțional în primul rând copiilor și apoi participanților la protest, și ulterior puteau să-l conducă civilizat către dubă. Asta era obligația lor în cazul în care întâlneau un personaj eventual delincvent. Dacă nu au făcut așa, s-a văzut foarte clar, nu ai voie să acționezi în acest mod și mai ales când ai minori prezenți. Și te rog, Andrei, nu te lași, îi băgăm pe abuz asupra copiilor. Și nu numai aici în România, ci în extern. Și doamna Doina Amarandei a fost o aprigă apărătoare a copiilor în pandemie, când i-a apărat de serul ucigaș, și știm foarte bine cum a fost pusă la stâlpul infamiei de iubiții ei colegi vaccinați până în gât și îmbodnițați până în gât, care acum nu fac altceva decât să ceară salarii. Salarii pentru ce? Pentru 60% din populația României analfabetă funcțional? Aveți salariile pe care le meritați la nivelul de educație pe care îl promovați. Punct. Care profesorii adevărați, da, doamna Doina, spuneți, vă rog. Și mi-a părut foarte, foarte rău că l-am văzut pe domnul Neșculescu târât pe jos. Deci, Doamne ferește, aproape să-l dezbrace. Deci, vă dați seama, era terminat omul. Deci fata țipa, deci fata țipa în continuu, de ce îi faceți cu tata așa ceva? Așa trebuie să vă comportați ca și... Da, ca și oamenii ai legii, trebuie să ne apărați, nu să ne abuzați. Deci asta era, chiar mi-a părut foarte rău domnul Neșculescu, sincer, am rămas, deci, Doamne ferește, am zis că, Doamne, dacă eram acolo, mă băgam eu ca femeie. Când mi-am văzut copilul că țipă, ați văzut că am intrat în duba jandarmeriei și am zis o las-o ca să nu-mi traumatizez eu copilul. Am văzut că era țipa acolo, toată presa filma, făcea, se dădeau că nu știu ce pistițial sunt morții. Și când mi-am văzut copilul că țipă, am zis, descătușați-mă că intru eu în dubă, lăsați-mă și atât. Și asta e tot. Nu vă spun de comportamentul lor. Să știți că a avut un șoc fetița dumneavoastră. Nu, sincer vă zic. Eu să fi fost acolo, Doamne ferește. Deci a trecut copilul ăla prin ceva ce nu s-a așteptat. Andreea s-a rugat de ei să-i pună cătușele să vină lângă mine. Un copil? Da, 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 am văzut în filmare, da? Să-mi pună cătușele să mă bagi în mașină. Am văzut, am văzut. Așa e, scumpă dragă, da, așa este. Aș putea să vă spun ceva. Deci ce văd eu aici este că asistăm la o inversare totală a valorilor din societatea noastră. Deci efectiv o societate distopică. Știți, probabil că ați citit romanul lui Orwell 1984, în care el spune acolo: libertatea este robie,
războiul este pace, ignoranța este putere. Deci, practic, totul este invers. Dacă vrei să fii un om normal, să reacționezi normal la situații, anumite situații, nu ești normal, nu-i bine. Deci cineva spune că nu e bine așa. Deci, efectiv, acționează acea corectitudine politică, trebuie să gândești și să faci așa cum vor acești unii care sunt, de fapt, o clică care s-a cocoțat acolo la putere și dispune cum dorește de instituțiile statului. Și de ce toate acestea? Vreau să vă spun și voi încheia și voi și ieși pentru că am stat aici destul. Vreau să vă spun că totul duce la lipsa de moralitate a societății noastre. Ducem o lipsă completă de moralitate, nu se predă în școli această educație morală și vreau să vă spun că eu am făcut și un curs pentru studenții mei de la U3A, Universitatea Vârstei a III-a, mi s-a cerut să țin un curs și am ținut un curs despre moralitate, cum să predăm moralitatea copiilor. Era un curs pentru persoanele vârstnice, pentru că asta avem noi o secție foarte interesantă aici la universitate. Vârstnicii urmează în continuare o universitate. E un proiect foarte interesant. Dar nu vreau să mă pierd în amănunte, vreau să închei foarte scurt că ducem o lipsă cumplită de moralitate și o să fac o mică comparație cu Japonia, în care se pune accent încă de la grădiniță pe educația morală. Eu cred că soluția pentru Gabriela, noi ne comparăm cu Japonia. Păi nu. tu știi câte pagini are legea educației în Japonia? Da, o pagină. O pagină în limba japoneză și două în limba română. Mi-a arătat domnul profesor Florian Colceag și noi lucram de zor la legea învățământului României să creăm principiile pe care trebuie să-l bazăm și am ajuns la 110 sau 120 de pagini, da? Da. Și cu tot ce înseamnă instituții juridice implementate într-un sistem de învățământ bazat pe meritocrație și profesionalism, astfel încât să nu mai rămâi la mâna unor magistrați care habar nu au ce este în învățământ și să existe. Deci eu am creat acolo niște instituții extrem de importante. Vreau să vă spun că în 2020, când l-am depus la Parlament împreună prin... mai știu cum îl chema pe parlamentarul acela, îl cunoștea domnul profesor Colceag, a și murit între timp, și am depus proiectul, l-au scurtat la 11 pagini și după două zile l-au scos de pe site, că n-aveau nevoie de o lege a învățământului. Despre ce vorbim? Și declară. Și nu numai asta, deci o schimbare în sistemul de învățământ japonez se preconizează cu 20 de ani înainte. Deci ei fac prognoze cum să facă schimbarea peste 20 de ani, pentru că e vorba de stabilitatea sistemului. La noi ce să înțeleagă? Deci părinții sunt total zăpăciți, profesorii sunt total aiuriți, pentru că tot timpul se schimbă și se schimbă și se schimbă. Și schimbările astea obosesc și ne duc în derizoriu să nu mai facem lucrurile de calitate și cu adevărat să testăm efectele pe termen lung. Pentru că întotdeauna, ca și în chimie, da, faci o reacție chimică, pui anumite substanțe și știi că o să se rezulte un anumit produs. Ei, aici noi nu știm. Punem acolo, le amestecăm, dar habar n-avem ce o să iasă. Dacă o să iasă o bombă și o să izbucnim cu toți, o să sărim cu toți în aer, habar n-avem, că noi n-am testat lucrurile astea. Punem acolo și tot adăugăm. Eu am să mă retrag. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim frumos, Gabriela Iordăchiță. Mulțumim frumos. Dragii mei, vreau să vă spun că acum am realizat. Uitați-vă la mâna mea, mi-a dispărut și verigheta de pe mână. Serios. Uite, acum am realizat. Mă întreabă fata, unde ți-e verigheta, tati? Wow. Deci mi-a dispărut și verigheta de la mână. Pe lângă ceas spart și pot bătut și restul, nu mai am nici verigheta pe mână. Domnule Sculescu, știți ce vreau să vă mai zic? Exact, aveți o fată minunată. Știți de ce? Pentru că v-a preluat atribuțiile. Adică, dumneavoastră ați fost ridicat de către jandarm și ea, sărăcuța, s-a dus să-i pună întrebările pe care dumneavoastră ați vrut să îi le puneți domnului Flutur. Și aflând că este fiica dumneavoastră, a înlăturat-o, deci nu i-a răspuns. Este brutal, un gest urât.
și nu se poate accepta mie, în societatea. Într-un fel, să știți că e bine că s-a întâmplat, pentru că Flutur și-a arătat adevărată față de natură infracțională, căzătură morală a societății românești, că de care nu mai scăpăm, aceste ciuperci nenorocite, otrăvitoare, care distrug România. Nu știu dacă ai văzut, Cristi Stancovici, ai un mesaj aici de la un domn, Tronciu Laurențiu. Cristi Stancovici a făcut protest și în Canada când trebuia să se nască fica lui, care era să moară. Da, împreună cu el. Cordonul umbilical era înfășurat în jurul gâtului și nimeni nu l-a ajutat și atunci împreună am făcut ca un protest și în final avem totuși prin cezariană. De ce? Hai să le spunem oamenilor, în străinătate nu se practică cezariana decât după foarte multe încercări de a naște natural. Nu numai, dar nu se naște cu cezariană, e destul de complicată pentru ei și corect, trebuie să existe influențe pentru a face o cezariană și foarte mulți copii în străinătate au murit din cauza faptului că medicii nu acționează ca în România. E viața pusă în pericol a copilului, imediat îi faci cezariană. La ei acolo până ți-ai, până iau un doctor o astfel de hotărâre, trebuie să te arunci de pe bloc ca să-l impresionezi și să înțeleagă ceea ce se întâmplă. Bun. Domnul Sorin Naș, președintele Organizației Județene Cluj, finanțist, economist. Domnul Sorin Naș, totuși sunteți din Ardeal, Ardealul mai liniștit, mai potolit, parcă prea liniștit și prea potolit. Poate mai luați un pic de atitudine moldovenească și oltănească, dar acești dumneavoastră, ardeleanul din dumneavoastră, ce, totuși acolo există moralitate, există bun simț, există o altfel de educație. Cum vi se pare ceea ce s-a întâmplat astăzi la Suceava? Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Suceava arată disperarea partidelor aflate la guvernare. PSD, PNL, UDMR, ca să fim foarte clari, partide care de ani de zile promovează incompetența, aroganța, impostura, practic non-valorile. Și astfel de persoane promovate în politică nu au suficiente argumente. Și atunci când lipsesc argumentele, intervine forța pumnului, violența. Însă vreau să transmit un mesaj. Probabil că astfel de episoade se vor mai repeta în acest an, în mod sigur, pentru că sunt disperați că vor pierde alegerile. Însă vreau să le transmit un mesaj din partea tuturor membrilor SOS România. Noi, membrii din SOS România, pentru și lucru care l-a demonstrat din plin colegul nostru Nexulescu astăzi, noi, pentru patrie, pentru Dumnezeu și pentru familie, suntem gata să ne dăm și viața. Dacă vă ține să vă puneți cu noi, hai să vă vedem. Excelent mesaj, Sorin Naș. Nici nu m-aș fi așteptat vreodată de la tine de un astfel de mesaj atât de dur, pentru că ardelenii, atenție, nu sunt chiar atât de radicalizați ca noi și categorici. Deci dacă Sorin Naș, ardelean, atenție, aristocrat din punct de vedere pozitiv, da? Pentru că ardelenii au o anumită aristocrație, un aristocrat în esența sa a spus aceste lucruri, înseamnă că atât de tare a oripilat acele imagini și acea întâmplare, încât e bai mare. Și chiar dacă sunt mai micuți de înălțime, la noi în Ardeal este o vorbă: mic da al dracu, sau în ungurește chicii da hâ. Mulțumim din suflet, Sorin. Soția mea tot ardeleancă este. A, da? Sorin, în Ardeal se întâmplă astfel de situații? Ai văzut așa ceva? Ați auzit?
Din fericire nu am auzit și practic partidele aflate astăzi la guvernare sunt continuatoarele FSN-ului. Sunt practic fostul FSN, dar nici pe vremea FSN-ului, când fac politică din 90, participam la contramanifestații atunci împotriva lui Iliescu. De exemplu, n-am luat-o pe coajă așa cum a luat-o colegul nostru. Nici pe acele vremuri care nu erau unde violența, să zic, era mai normală să fie folosită pe acea vreme. Dar nici atunci. Ceea ce, din nou, repet, arată disperarea partidelor aflate astăzi la guvernare că vor pierde, Doamne ajută-le, alegerile cu brio. Păi să piardă alegerile cu brio și noi să spunem bravo nouă, da? Bravo SOS România, pentru că SOS România, din ce în ce suntem mai siguri că vom avea o majoritate covârșitoare. De aceea suntem spăimântați. Extremismul aparține partidelor de guvernare. Extremismul este acela în care exerciți violența și inclusiv amenințarea cu moartea și chiar pui în aplicare atacurile care aduc moartea. Deci, atenție, asta avem la guvernare. 10 august se reîncarcă. 10 august se reîncarcă de fiecare dată și atenție că este un atac grav la tot ceea ce înseamnă valoare românească, tradiție, istorie, unitate, iubire de glie, de copii, de pruncii noștri. Prin acest comportament, aceste mizere, lichiele care se află la guvernare de 34 de ani nu fac decât să îndepărteze oamenii de bună credință, profesioniștii. Astăzi au fost în prezența tuturor celor de pe Facebook și de pe TikTok reprezentanții de seamă, o parte din reprezentanții de seamă ai Partidului SOS România, ceilalți probabil că sunt și acum pe drum pentru că au pornit mai târziu de la Comitetul Național. Dar am vrut să vedeți că există o unitate în Partidul SOS România, că nu ne lăsăm, că nu ne lăsăm oamenii la greu, niciodată, indiferent ce disensiune au fost înăuntru partidului, evident, raportat la activitate, întotdeauna s-a revenit, s-a refăcut, dar niciodată nu am fost în război unii cu alții, ci din contră am fost o unitate, o frăție, o mișcare de frăție populară, națională, patriotică. Acest lucru îi înspăimântă. Îi înspăimântă pentru că dacă unii dintre ei mai știu istorie, știu ce s-a întâmplat. Și mai știm ceva, că noi avem foarte mulți istorici pe lângă noi și cu noi și în partid, și acești istorici nu ne lasă să uităm lucrurile din istorie, astfel încât să nu le mai repetăm. Și atenție, să ne putem feri, să nu repetăm greșelile înaintașilor noștri și să acționăm astfel încât să învingem această hidră, acest sistem infracțional organizat, pentru că asta este. E destul. Domnule Flutur, eu dacă aș avea o poziție de control, vă spun sincer că v-aș lua la controlat toate averile. Ce nu ați putea demonstra, v-aș confisca și aș da poporului român amărât și distrus. Și îți mai spun un singur lucru. Tic-tac. Și știi bine că ceasul ăla bate al naibii de tare, mai ales în ceas de noapte, când rămâi tu singur cu conștiința ta plină de crime. Crime. A omorâ conștiința unui copil, a distruge verticalitatea, onoarea unui om, înseamnă crimă, o crimă care nu poate fi reparată. Iar ceea ce ai făcut dumneata, domnule Flutur, astăzi, ceea ce ați făcut voi jandarmii, prefectura și toți nemernicii de la Suceava, să știți că va fi plătit de voi în mici și însutit și nu va fi iertat niciodată. Iar ceea ce a săcut unui copil care și-a văzut tatăl abuzat, sfârtecat de niște javre care se numesc jandarmi
și care fac de rușine corpul jandarmeriei românești, că sunt și oameni de valoare acolo, care suferă din cauza acestor lichele și lepre, ați denotat cât de ordinari, mercenari, ucigași și decăzuți moral, cât de prostituate intelectuale și prostituate politice ați putut ajunge. V-a sunat ceasul tuturor. V-a sunat ceasul. Nu mai e mult. Așa că solicit întregului popor român să se ridice, pentru că suntem în legitimă apărare. Mulțumesc din suflet, dragi colegi, Andrei Neșculescu, dragii tăi copii, vă îmbrățișăm cu toată dragostea, vă iubesc pe toți cei de pe Facebook și pe TikTok care iubiți România și poporul român, învățați să fiți uniți, învățați să luați atitudine, învățați să reacționați și să vă apărați țara, glia și copiii. Nu mai lăsați aceste animale să vă omoare pruncii, nici măcar la nivel de intelect, nici măcar la nivel de conștiință, pentru că un copil cu conștiința și intelectul afectat nu mai poate fi un matur normal care să poată dea societății tot ceea ce e mai bun în el. Nu mai frustrați și nu mai abuzați copiii, nu mai frustrați și nu mai abuzați românii. Cât timp va exista SOS România și vă garantez că va exista atâta timp cât va exista România și poporul român. Pentru că noi suntem o mișcare de renaștere națională, suntem mișcarea de trezire a conștiinței naționale, suntem mișcarea care va renaște România din propria cenușă, precum pasărea Phoenix. Mulțumesc din suflet, mulțumesc avocaților din SOS România și de mâine începe atacul asupra tuturor instituțiilor pentru a plăti toate faptele reprobabile pe care le-au făcut împotriva poporului român. Mulțumesc tuturor, vă îmbrățișez cu drag, o noapte bună tuturor! Doamne ajută! Bună, mulțumim, sănătate multă! Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și cu siguranță vă voi arăta că la Suceava SOS România există și va trebui să fie respectat acest partid politic. O seară bună și numai bine! Andrei. Și Botoșanu este alături de dumneavoastră, domnule Neșculescu. Mulțumim!